Allo poesia. Salut băieți, bine ați revenit pe live. La prison. Hai, pe vezi că ai doi acolo. Eu stai că am uitat să bag ceva. Asta am uitat. Doi, patru, șase, trei mai sunt. Și sunet în joc ar fi ceva, asta 2 secunde. Aolele, ce am făcut, mă? Am uitat să-mi instalez ceva. Aolele, dacă nu prea am făcut Windows-ul, trebuie să... Am uitat să cuplez placa asta, cum se ne de captură. Trebuie să instalez un ăsta, un program. O să instalez după meciul ăsta. Ce varză sunt. Bă, și am zis, bă, stai să văd, am uitat ceva, n-am uitat ceva, am uitat, n-am uitat, am uitat, n-am uitat și uite că până la urmă iar am uitat. Ai. Mi cer scuze. L-am auzit aici, de la bine 40. Bravo. Hai, așa că opresc asta. Imediat. Eu sunt alt tab, stai un pic.
Bă, dar de ce s-a oprit și web-ul? Stai că am șters web-ul, bă. Mai uitați-vă un meci așa. Da, mă, da, hom. Mă duc în rosul, da. Văd eu cum ies. Cine mai intre pe live, să-i spuneți, vă rog frumos, să o să rezolv imediat chestia asta. Și că știu că nu se aude. Da, am înviat. Gata, laudat. E pe sus. Cinstește-și tu cum se cuvine. Hai să dau volumul un pic mai tare. Da, e 100%, nu știu de ce se aude așa încet. Aștept de la desktop, o să dau după. Am timp să dau volumul și... Nu vedeți că nu mi-am activat nici iconurile sus. L-am oprit acum fără să vreau, Geo. În loc să șterg nu știu ce, am șters altceva. Mă omoară fata după scară. Da. Hai că mă pun să fac asta repede.
Aude acum? Da Acum se nu aude. poți să aici? Acum Da, se da. aude. Am scuze acum, trebuie să-l ajutăm. Sunt în blocuri sau unde sunt? Mi-am bătut pe toți. Tu te-n pielea mea atunci. Are și un card pentru mine, Squeezy? Na. Bă, Squeezy. Da, da, vezi că nu l-ai bătut pe toți, mai bine unul. Vin să te ajut, dai carul ăla. Vin și eu. Dă info, unde sunt, să nu ne prindă pe noi pe jos. Păi nu știu, nu știu, nu i-am văzut. Măcar din ce parte ți-a trazim? În față, din, la, din stânga lui Pericol, la o casă. Mă uiți în casă undeva. Cred că în față, în casa asta albastră. Da, aici s-a văzut. Gata, am rezolvat. Mamă. Scuze-mă, aruncați-mă acum. Da, 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 păi am vrut să-l aud dacă se mișcă. Că... Uite cu aia, aruncat flare gun aici. Uitați-vă. Da, eu am auzit ceva când am uite venit. Uite cu aia, aruncat flare gun. Hai să-i dau și pe băieți mai încet. Arez. Nu-l văd. Aici, omul, frate. Dă-i seama că-l... Băi, aici sus, nu mă bate, nu mă bate! Și eu mi dă și mie viață că sunt destul de bătut astăzi. Okay. M-am luat toți pe aici, la cum, la toate. Bă, unde stătea, bă, după ușă, mă? Da, e de nou să mă. M-am blocat ăsta aici, bă. Cel mai amărât. Nu vezi vreau dacă vedeți. Aude, acum și jocul, da? E tot ok? Acum. Păi l-a dat special, mă, ca să nu luăm noi. Îmi spuneți dacă e tot ok. Ia acum. Că viața lui s-a terminat aici. Salut, Cristi, și mersi mult, frate, pentru cont. That was the moment when you realized you fucked up. Yeah. Areză Ion. Pericol, și că dacă mai caz odată mori înainte să iei ultimul glonț, nu? Avem drop aici în 110, l-a dat băieți. Să le batem? E viață, n-am să-mi dau. Hai încă, Pericol. Am eu să-ți dau. Care are car? Eu vreau unul. Am bullet loops, flash hider și 4 scop. Vreau un scop. Da, n-ai închis ușile după tine, nu? Nu, nu. Nu, nu, să mor tu. A, ușa de acolo, da. Da, de parcă nu știi că așa închid eu. Te sunt păi nu mai închide. Te mai închid. Pielea. Ce expresie față de asta în pielea mea? Povestea ați văzut în plus că n-am pe rog. Uite, unul la mine aici sus. Squeezy, dacă vii. Nu, schimb acum, ca n-ai spart tot ăla. Eu dau pe-a mea de 2, scuze. Eu am încă cadă pe 2. Ei, nu, mai nu. Ha, și încă ceva, stați să mai opresc o dată. Am uitat să fac ceva.
Mamă, că s-au de tras, o să... Mă scuzați pentru... neplăcerile astea de sunete. Dar... sunt încă în... ce mă? Costumetizat, bule, să zic așa. Bravo. Aia a fost, aia a fost. Dar vezi că s-au mai oprit și alții. Și eu ce pula mea să vă fac, mă, dacă nu ne-ați luat și pe noi, să vă ajutăm. Safe, sunt safe, sunt safe. Eu sunt safe, suntem bine, mă. Avem motor aici, mă, vină cu. Stai puțin să iau un... băieți, hai să le dăm și noi suport la băieți. Suntem bine, mă. Suport de vase sau ce suport? Da. Suport vase, cârpi. Uite, plecat ăsta cu motorul. Le dăm un raft. Bă, a venit toată echipa, păi, ce fost? Hai păi, au rămas blocați. Trebuie să-l iau pe mun. Păi și du-te spre el, trebuie să bine iau spre tine. Vezi că te flanchează, Dragoș. A, și să activezi și ăla. De că am uitat să mai fac niște controale. Mor niciodată. Lupta parezii continuă. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Nu mai. Vedeți că trage urt. Unde sunt blood-ul ăia? În fața mea, 145, dar îi vedeți greu. Hai să flancăm noi. Flancați nimic, vă vedeți, că vă văd ăștia. Cu ăsta și cum ne furișăm, ne furișăm cu ăsta. Da, exact. Crede ce mare fan noi dăm, stați așa ușor. Nu dați nimic, poate dau și ei noi. Uite aici unul în fața mea, mun. Unu-i knock. Știu că eu l-am dat. Tot mai merge un pic, să ne veni și noi acum. Facem sandwich. Mai am în fața la 145. Dreapta, scuze. Gata. Knock al doilea. Aici, jos. Mai sunt. Vedeți că e Dacia aia. La Dacia. Era doar de un pauci. Așa eu groza. Ce? Dacă m-am lăsat. Uite aug. O să le-au eu? Ia-l. Hai încă că ți-l țin ție aici. Unde e? Pe ăla acolo. Mamă, ce-l dat lui Slam 24. Care l-a luat? Serios? Ia, hai, frate, înseamnă. Da, dacă e mai perfect acum. Am de toate, ia, le fac full. Ia, vin. Foarte drăguț. Foarte drăguț. Ia compensatorul că trebuie pe schis. Are spresor băiat. E un optix aici. Da, e unde? E acolo, pe, la blood. Un chickpad e cumva pe aici? Bă, first aid-uri aici, dacă vreți. Că sunteți în echipă, suntem 8. Desul, dar eu mă caut eu acum. Pentru groza, n-am niciun. Să mor tu, ai și M24 și groza? Să apeși B, RZV, B. Asta, serios. Bă, dar altceva nu mai găsim. Ne-ai văzut în spatele meu. Dar nu-s răcit. Zona, băieți, zona. Car, ceva, nimic. Am gâtul foarte uscat. N-am băut nimica, nici apă, nimic. M-am puțin de suc aici, în sticla asta. Nu mă lăsa, bă, că am murit. Bă, ești de simțit și umii? Mă, legăle. Mamă. Am un mod. Băi, eu ți-am oferit șansa lui să te sui tu, dar tu n-ai vrut. Lasă-mă, mă duc cu băieți. Mă, dă-i! Băi, să-mi iau și pe ăsta! Ce-i ca în viață, nu te sui, te sui. Și umi, vezi că te lasă aici și mă duc să-l iau dacă n-ai ce să fie. Nu mai, nu, că m-a luat, Dragoș. Mă, uite eu. Că mun mă lăsa. Mă, ce-ai scut, ai căzut, Ciumi? Eu m-ai aruncat dreacu jos. Băi, cum pula mea asta din jos? Eu nu merg cu toate tufele în mașină. Care târfe? Tufe, mă, tufe, că e... Aha, tufe, ți-i târfe. Dar
Uitați-vă cu aia, l-a tras în mine bulangiu. Uzi, vrei să te... Du-te în pula mea. Mă, dar mi se pare mie sau zona asta a fost și data trecută. Mașina în spate. Mai vine una. Hai, e. Vedeți că am mai trecut o mașină pe lângă voi, un oaze. Da. Eu te azăm un. Bă, dar ce nume a răsat să moră măta. Vezi că nu. Cât ai stat să te numești la, să te gândești la, la numele ăsta? Bă, e poveste lungă, dacă vrei să explic. Nu, nu vreau să adorm aici. Unde a murit mă ăla? A murit, l-am și lutat în pula mea. La te-am și îngropat. Uite mă aici, mă, nebunilor. Și un car, ce o? Nu are mă, car. Deci am să-ți dat să-ți dat să-ți dat să-ți dat. De ce? Îți duci lipsă de aia? Da. Bă, dar l-am omorât pe unul, unde e? Aici, acolo. Stai liniștit, Răzvane, nu, nu trebuie să îmi bat capul cu el. Mamă de zonă, pul de moa. Ce te fie pul de moa? Bă, care te lași, mă? Pui, zic cu aia, nu are ce face. Fii ce-l bat pe ea. Am o mașină? Am, am. Salut! Să treci pe rea. Ce-i cu atâta lume pe aici? Ne... Căutăm prieteni noi. Bă, unde te uiți, mă? Nu mă uiți. Bă, dar eu n-am și un scar, unde ăsta nu-i. Ce ar mai, mă, pericol? Am mic cu M4. Și ce-ți trebuie? Trebuie și eu un car, ceva, mă, să nu făcălesc. Bă, mă, zile făcăleț, îți dau eu car, n-am. Player în casele de jos, din 265. Uite cum alergă pe acolo, știu că-s furnici. Unul lângă casă, cu ghilii pe el, în stânga, 255. Da, eu. În câmp, în câmp. Aia. Te las cu tine, stragi cu supresorul. Da, nu mai te las. Au tras și băieții. Bă, scuzi, cum-i bas, mă, tu pe aia, că tu tragi... Îl trage în spate, frate. Unde e aici acum? E mașină, pe dum, da ce, pe dum. Cum adică cum îi bate? E 40 de euro pe lună. Sunteți squad full? Două squad-uri full. Păi nu jucați la turneu? La event? Ba da, păi de-aia și făceam gluma de două squad-uri full. Suntem 8 gen. Dar nu mai joacă Shumi după meciul ăsta, că am înțeles că nu mai joacă nimeni cu el. E, lasă-l să joace acum. Îmi scrii când e bine. Cu Dani. Dar poți stai aici cu băieții, berea. După ce că mai l-ai lăsat pe ăla să mă omoare și m-ai lutat după... Revin. Bă, cu aia, dar cu adevărat squeezy, cu ce tragi, mă? Nu, M16 cu ăla, M24. Da, dar nu l-a nimerit pe ăla, ești nebun. Apasă și tu, ia uite, gata, se activează acum. Oh, scriu pe Steam. Așa e ceva nou? Ia uite mă, l-a nimerit. Ai greșit butonul, băiat meu. Ai greșit butonul. Da, da. Dar gauna, pe câmp. În fața ta, Squeezie, la best 250 de 140. Robert nu este numele meu. În stânga, Squeezie, n-ai văzut mă pe câmp? Nu. Unde? Uite acolo. Uite la copacul de la 265. Nu este contul meu. Vezi că trebuie să fie unul cu ghilii afară, nu dacă a intrat în casă. Am văzut unul care a intrat în casă. Dar ce vă ce spui dacă suntem în zonă mai bine decât ei?
așa vă dăm. Ai și balcon prin spate. Squeezie în stânga, oameni. Da. Au plecat ăia. Așa fuge. Au mâncat pământul ăia cu motoarele. Mai e unul la casă în dreapta. Pericol. Casa din dreapta. După ei acolo. Acolo, mai e unul. Iute-l. L-a rămas de... Fantomă. L-au lăsat aia fantomă. L-au lăsat manet. Ce? A? Ce? N-am, pe bune. Hai băieți, în zonă, nu vă mai bateți. Te poți. Eu e un drop acolo, l-o fi luat cineva, mă duc acolo, e zona mea. Avem ei unde acolo. Mă, arăt Squeezie, fiți să vezi. Squeezie, nu mă, viticule, că ne bazăm pe tine cu totele ce ai pe tine, gen. Bine, lasă-le aici, așa e. Pop. Hai să înceapă și pot să joc și eu cu băieții, că în meciul trecut am căzut aiurea, că stăteam să-mi fac prostiile alea. MK14 sau M24? M24, îți dai seama. Măi, MK... Am murit din prima? Da. Ok, o să vezi tu, pericule. Bravo, bă, ce să văd. Să vezi tu cât nimerești tu din MK14 ăla. 64. Păi că nu e, știu că nu e cinci. Dai seama că glonțul... Realizez și eu că e mai smicher. Nu mai sunt pe aceleași gloanțe, știi? Nu sunt pe aceleași gloanțe, că eram cu două. Păi zici M24 sau MK14? MK14. Nu, eu aveam Mimi înainte, mine, știi? Aaa. M4. Nu, dar zis unul, MK14 sau M24 și te-am văzut pe tine pe MK14. Nu, el MK24, mă, de-aia am zis. I-am zis să se hotărască ce pe vezi că a tras cineva de-n față, pericol. De aici, de la astea? Păi nu știu, a tras spre mine aici, spre... De aici, pe mine nu faci oricum cu e frică. A, tu ești nebun așa. Da, te-a omorât doi player. Jos trageau de la mașină. Vezi că s-a oprit și unul cu mașina pe lângă tine, busy. Deci că n-am bulan, frate, dacă n-am bulan, n-am bulan. Ce-i acolo? M24, nu M24, de ăla mare, cum e zice. M249. Nu, nu, mă descurc. Nu vrei să te iau? Nu. N-ai cura să dai cu motora aia. Uite-te la mine cum mă plimb. Mai aveți mai 7? Vrei să vin să-ți aduc? Unde ești? Dacă poți, te rog. Da, e spre mult? Nu. Eu mi-am aruncat-o. Dix. Stai acolo cu minte. Uite boschetele. Boschetele umblător. Ce ai zis, să ajung? Da. Scuză-mă, mai bine boschetele astea decât boschetul din Fortnite. Așteptam la asta. În viața ai că ți-am mai pus 20 de gloanțe, nebunul. Am 3 first-uri. Gloanțe, bă! Gloanțe de 7. Păi n-ai zis tu că vrei gloanțe de 7. Imediat m-am băcat. Ăștia sunt în dreapta, pe la 240 pericol. 240-245, auzi.
Mai sunt unul sau doi acolo. Te îndreaptă, scuze aici. A, sau s-au omorât între ei. A, nu, e mai unul. Ia-mă asta. Nu așa și nu heroi. Unde trage ăla, frate, așa? Bun. Vreau să vă mașina asta în cât timp bubuie. Într-o oră. Uite, eu aud că trage acolo. Eu aud că trage. În stânga. E băguita aia, mă, e băguita aia. Vino, trece glonțul în ea. E băguita asta. Acum ai dat în ea. Uite, vezi, acum ai dat în ea. Avea jumătate de viață când am dat. Păi da, dar unde ai dat-o acolo? Așa s-a aruncat grenada, fraier. Pula mea. Spui zi, ia-o pe asta. O, a plecat de acolo. Dacă nu vă bate aia, măcar voi să vă băteți, a? Ia uite scui zice, să, zic, să nu zic cuvântul ăla cu lutează prietenul. Îl folosește pe post de cover. Ia să-mi dea pericol, cine știe cum. Nu știu că tu nu trag, ești nebun la cap. Hai cu aia, poate vă bate la că mă piși pe mine de râs. Nu trag mă scui zic, ești nebun, am dat o grenadă așa spre tine, nu trag. Ce vezi că ăla cred că stă printr-un bloc sau... Nu sunt blocuri pe aici, mă. Bloc, pardon. Blocul acoperiș? De la uite, pe poză casă? Uite, mă, era cât pe ce să-ți explodeze mână. Am zburat degetele. A, uite-l, mă, nu e ăla? Păi ce, ce, păi ce crezi că e petardă sau ce? Dacă era petardă... Ce ad... urmă e? Hai, cu aia stai în joc cu coane. Ei, hai, dar unde e ăla? Dacă vă bate la pe toți și gata. Hai, să mă... Și face azi la puiu. Moară mă, sau unde e la coaie? Știu-ți unde e? Într-o casă a, dintr-o casă, asta. Păi cum ai picat cu casă? Îți dai seama ăla ce aude? Mamă, ce se bat ăștia afară? 10, mai sunt 10. 7 echipe afară. Nu, nu, 10 mai are la viață casă. Hai bă, pericule? Da, mă, mă, mă. Ce-o zice ăla, mamă, câți mai sunt, câte echipe ori mai fi afară de să bată ăia tot? De unde ăștia se bat între ei? Nu mergi. Sau? Pare că l-am auzit în spatele tău. Pune-te pe burtă. Da-și bine de pe burtă aici. Opa, ce-am spart să nu vede. Bă, unde e ăla, mă? Să mă, dacă-l văd. Nici pe mine nu mă vezi. Bă, unde e ăla? Păi, tigaia mea m-a pus-o sub mine? Da, mă, fiane, te-ai pus-o sub mine. Mă, poate ceva? Mână, sunt în gata. Păi, raza, mă. Ești drogat? Ai luat pe aici? Nu, aici, mă. Trebuie să fie aici, în spate, în casă. Mare, acum. Cred că am auzit ceva când m-a sărit. Păi și eu am auzit ceva aici. Am auzit aici, jos, la garaj ceva. Voi îl mai vedeți pe pericol? Da. Unde? Pe harta. Uite-te la el, că nu-l ia curentul.
fi mișto să merg pe asta, mă. Watch my spirit. Nu trece, uite, uite. Unde-i, mă? Păi, mă, să merg pe asta? A, gata, mă, l-am văzut. E sub Blood, mă, uite-l. Acolo e, mă, în fața ta, Blood. Ce sper eu, mă. Serios, acolo e? Da, acolo, aici era, ești prost. Ce pula mea făcea asta, păi? Făcea și l-o lăbuță. L-am văzut de sus, de la etaj. Nu, că am auzit ceva, dar am zis, bă, poate e foș, mă. Ce? Poate-i foșne, nu? Poate-i... Hai că v-am lăsat, baftă, baftă. Ceau! Salut! Au ce să zice că foarte... poate e foșnet? Ai de cap! La ce putea să fie sunetul ăla? Cine mai trebuie să vină sau berea? Păi, nu știu, zicea ceva de cineva că intră, dacă nu, berea. Că și-am auzit-o o fată sau Nicoleta. Ia auzi la ce visează ca la Nicoleta. N-ați auzit pe om, ci că vei o fată, o Nicoleta, Nicușor. Eu nu știu cu ce fete ai umblat, cu aia de Nicușor e fată. Ce bă, tu nu puteam să vă bată, dar puteam să vă bată, dar eram singur, o grăbulea. Mai avem un pic și ne bătei. Ești cel mai sensibil de pe jocul. O chema Oana. Joe, ți-am dat invite, Joe. Ce zicea că iese Xiaomi? Da. Caterică. Cum o cheamă Liviu pe fosta ta prietenă, Mircea? Geo, intră și pe... Îi spuneam Teddy Bear așa din când în când. Seara pătrânele când se ducea mai jos. Ai de la mea. Ce bărbat furios sunt. A fost, mă, la rooftop, Livile? Nu. N-am avut treabă. Bă, dar cu Rafa vorbi cineva? Ce să vorbim cu Rafa? Gen, să intre în joc. Da, nu. Rafa e în joc. Raft. Raft. Ce aveți, mă, cu Raft? Așa, mă, Raft. GG. Ia uite ce mă bat cu ăsta, bă, dă-te. Nici că ți-ai zis raft. Și i-a zis un bea, mă. Deci stăteam eu, raft, raft, dar ăla n-a fost atent. Și Clau, hai raft, mai vii. Ăștia de pe Steam ce au spus? Ce să zică? Îți poți recupera sau nu? Da, mi-au cerut un nou mail și o nouă parolă. Dar acum cât mi-o răspunde? Mi-au cerut 100 de euro. Da, da, ăla... Bă, și mie mi-a fost par contul de vreo două ori. Dar după aia ți l-a dat înapoi când a văzut cât de sărac ești. Da. Nu, dar eu l-am recuperat cu numărul de telefon. Gen, am zis păi, de pe unde... Ai sunat la poliție, nu? Dar ăla nu are cum să-ți vândă lucrurile. Mamă, coaie, are bani 30 de zile. Salut, Alexandru. Zice, în grupul ăsta e troll level 100, să mor. Unde sărim băjeții? Bună, băieți. Bună. 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 Ba, am sărit. Bună. Hai. De nu e bună. Unde? 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 Nu știu. Hai la Pocinchi. Hai să rim toți și vedem unde ajunge. Era Foșnet, coaie. Mergem până departe. Era de la Foșnet, da, se. S-a uitat acum pe replay. Era Foșnet, sunt sigur. Văd că bate vântul. Băi, Blood. Nu mai lua de-alea când intri în PUBG, că te dă prost. Nu, că trebuie să mă duc la magazin. O să dă palpitați. Am la... Au o beret aici, o tabar pe de-aia. Uite, eu acum mi-am dat seama că el, de fapt, și-o sânge. Bă, să fiu sincer, aș bea un raft de bere. Mă duc eu la Mega, zici ce vrei, înțeași ție. Mega? Asta vreau niște B52 de la Mega. Auzi la ce suflet. Mega suferă tare. De el, bă. Mai ducea cineva cu noi pe aici, mă? Cu cazul ăla, e pe blat. Vezi dacă ești mai ușor. Ai căzut nici tu. Da. Vrea cineva o canistră de gaz? Am găsit două. Bă, cu aia, iar am băut Red Bull, iar mi s-a părut că am văzut altă armă. Să moară măsa.
S-au dat... Dintr-un raft s-a făcut rafturi. N-am găsit carul. Mă... Îl vin să-l iau acum. Ia o să l-a găsit carul, chiar l-a găsit. Da, păi... Asta înseamnă să fii fată. Ce joc cu tine cu... Știi că e vorba aia, asta înseamnă să fii fată, ai văzut că toți băieții se duc și dau iteme la fete. Dar nu mai știu, era un... Păi ce, eu nu-i dropez lușumii mereu. Bun, hai să dau o armă și ție. E fetița lui. Da, mă. Ia, dracu, uita că ți-am dat. Pulicică. Tot la păsărică, a? Păi... Adevărat, bravo, bravo, da, da, da. Am dat că n-avem ce să cumpărați. Bă, fraiere, vezi că eu sunt așa bogat că dacă văd un milion pe jos, mă plec și mai pun un milion. Ha, ula! Dacă era un milion fals. M-a supărat, nu mai pun nimic. Nu să faci așa ceva. Mă, nu trebuie să știe cine are bolă pe noi. Op, op. Sondele poli. Știam că e ceva aici. Știi că e vorba aia, tași că ești obosit. Vezi că ai cască de 2, dacă vrei. Ce? Ai cască de 2, 7. Fii mă țără, nu ce, poftim. Păi dar nu aud, frate, deci chiar nu aud, trebuie să o dau mai tare. Nu mă auzi acum? Acum da. Îți place tare, dă-o mai tare. Ha 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 ha. Era vorba de muzică, mă. Veste de 2 aici. Zine, s-a plâng. Mersi mult, Mihnea. Ai veste de 2, Gio? Poftim? Ai veste de 2? No. Vezi că e aici, la unde sunt eu în casă. Bă, dar voi okay. Vă dați armuri de 2, armuri de 3 și astea și ghiozdane și eu n-am nimic. Mai este o cască de 2 la mine. Valer cu Uzi, ești nemon. Și mi-a început să devine foarte generos. Am pus totul pe 2 AK-uri. Eu nu vrea dau nimic. Să joci tu cu AK-ul. Chetră. Putem pielea mea. Vorbește frumos, am întrebat. Sunt todos. Încă o cască de 2. Vreau eu. Aici, unde sunt? Unde ești? E aici, cam departe de mine, deocamdată. Ce-am pus semn? Pus în casa mea pe aici. Mă fură semn cu telefonul. Semnul gri. Adică am mai da, putea. Da, 8-ul. Dar mi-e teamă că până acolo găsesc 3. De-aia nu vin din prima. Armură de 2 dacă vrea cineva. Eu nu sunt de la Geo sau unei persoane pericol, vrei armură de 2. Să zice, vreți armură de 2 careva? De astea 2. Geo, vrei? La, înapoi. Acum depinde cum se interpretează. Aia, na. Sumă cu. Geo, ți-o luat și pun carul cineva până acum? Ți-o luat. Nu i-a luat nimeni carul. Nu dă la nimeni carul. E car cu skin. E, te vezi, mi-am găsit armură, cască de 2. Vestă de 2 aici. Portocaliu. Rap. Sau cine aproape, are nevoie cineva de... Da, mă, stai că e Geo, gărgica lui Rap. Care ai luat damage? Eu, de ce? Nu, nu, nu. Eu mi-am luat la păsărică. Vreți supresor de SMG? Nu, eu vreau armă, are. Am supresor. Mă, nu mai bine dai nouă supresorul? Mai târziu Monopoly, nu acum. Unde? Oh. O, trrrr. Armură de 2 și aici. Dă-mă mai tare. Ia uzi, dă-i eu mai tare. Cască level 2 la biserică.
Eu nu vin la biserică nici să mă bați. Mai aveți cumva? Nu, no, am un red dot. Pericol, ai fost să ilumină? Am și eu, mersi. Cască de 2 aici la mine, dacă vreți. Și cască și la mine. Bă, nu găsim și noi, frate, un flare gun, doamne. Nimic la mine, dacă vreți. Nimic la mine. Mă gândeam, poate vreți și voi, că am luat eu destul. Destul nimic. Care vrea vezi? Exact. Aparent, nu vezi? Am un Uzi, atât, ești nebun. O ai pe Suzy, cum nimic? Asta de 2. Faci plăcerea cu Suzy. Asta de 2. That's busy. Divi, unde era M16-ul ăla? Ți-am pus tot acolo, la etaj, în, nu știu, în cameră. Mamă, nu mai e pe camera puncte, avem pe doturi acum. Dar ce vrei să... Punct! O du motor pe spate. Bă, dar nu are gluanțe, John. John, îți mai dau eu 40-50, îți dau. Nu mai știu, mai găsești carul cu două gluanțe. Bă, dar mai dau ăștia multe, mă? Na, e departe aia, mă. Le place... Bă, concur! E uză la unde vrea. Bă, ce place, mă, Dragoș. Salut, Bogdan. Stai așa, stai. Biii! Măi, Liviule, de ce mă urmărești? Știi că ți-au drop-ul, nu? Ia, mă, că de-aia l-am dat în pula mea, zici că... Vine mașină, mașină! Ce faci, Ceciu? Bine, sunteți voi, coaie. Ai grijă, băieți. Unde vine mașina? Hmm? S-a oprit acolo sus? Da, da, în sus, în rai s-a oprit. Uitați-vă soarele pe cer. Na, m-am redat așa. Acu' ai mea tragă. Mă duc aici la lucru. Ai gloanțe în jos. Mamă, ce bubuie mașina aia. Bine, nu tu. Ce bubuie mașina. Da, ia pune și tu skin pe ăsta. Ia caul ăla din spate. Bine, unde mergi? M-am dus să-i papăie. Geo, schimbă și tu AK-ul ăla ca să-i pui skin. Blood, poți să-l și-o arunc cu tine? Da, mă, da, puteți să-l arunc. Sau nu l-ai pus. Oh, mă, uite cât a aruncat aia. Hai, coaie peste ei în pula calului, că... Hai, coaie, să scap și eu de arma asta, că am un Uzi, bă, shit. Mă turbează cât au găsit aia. Ce vrei, are sau sniper? Nu, știu, bă, le uităm ce e. Le iei pe amândouă dacă vrei, nu ține. E, le iau pe amândouă, vreau una. Hai, coaie, mai... Ce-și-a Dragoș nu știe să trag? E, știi, dar n-am vrut să zic. Ai lotat. Salut, Andrei Vasile. Da. Poate cum vin avioanele alea două, le vezi, mă, unul după altul? Păi, dar l-au dat în același timp. AVM. Ia, da. Ia, ce trebuie spune AVM. Vezi, da, ia groză. Ei? Nu, că am M4. Ăștia fac întrecere, mă, cu avioanele alea. Ai vreun 2X ceva? Nu. Divile, vezi că ăștia sunt pe aici. Știu. Ai grijă, băieți. Ai grijă, băieți. Bă, dar ce mai țin eu în gloanțele astea? Bău, să... Mamă. Asta e expresia lui Xiaomi, mă. Coaie, de-o da bombele pe noi, sar... Pulili. Băi, vezi că sunt 3 la mine, dacă vrea și... Ai puli în tine? La roz. Pericol, hai la noi. Liviu, Liviu, vezi că e în casă în față. Ați luat drop-ul de aici, de lângă voi? Hai da. Okay. Motor, motor. Motor vine în spatele vostru, băieți. Da, peste cap, sau da. Care băieți, că poate sunt și fete. Bravo. Ăla a fost unul doar. Ăla a fost unul. Nu, aici la noi. Mamă, dar pe unde este zdrav? Cu ăla.
cu cine? Cu Liviu. Aoleu, era starea aia. Casă. Care casă? În fața mea. Că sărim în aer, i-am dat hit. Uite, uite jos aici, sunt player aici jos. Roșie. Acum avem. Uite. Am doar redotul, da, hai. Alt Andrei. Ca să nu mori, că iau pe stânga. Aude la, aude la, aude, trage de pe tine, poți să te ferești? Ha. Mă rap, am doar holo, tati. Da. Mă vii de două ori. Am dat două. Dau bomba. Mai sunt încă doi aici, trei. V-au futut. Dacă mergem 2 cu 2 cu 2 cu 2 cu 2 cu 2 cu 1 6 2 cu 2 cu 2 cu 6. Mai unul după piatră, în fața mea și lui. M-a dat din stânga cu aia. A, te-a flancat. Mai. Ai pe unde sunt ăștia? În fața noastră aici. Îi aud. Nu mă duc că nu-am văzut nimic. Eu l-am auzit pe ăla și știu unde e. Nu știu unde, dar nu știu, nu m-am auzit atâta, băi. Dar de ce n-ați venit cu noi? Loc, în casă. Da, mă, da. L-am văzut în dreapta. Pune-te drept pe mine unul. Pune-te drept pe mine unul. Gata. Bravo. Hai că l-am și bătut de-a mea. Ți-a dat și pune-te direct pe mine. Pune-te direct pe mine. Bă, clau. Avem pretenții, nu? Aveți ce repede a sărit dragoși pe tine. Vreau și eu un scopete. De orice level. Sunt pe aici, sunt. M-ați blocat cu aia. Te-am blocat. N-am niciun blanc de 5. Bine și zonă. M-am blocat în tine. Hai, veniți? Cu un motor și mă teapă, ai venit? Dacă te-ai suit acum, ce să mai fac? Dar de ce la ăștia? Bă, erau mulți, mă, au murit ăștia. Au murat, nu au murit. Nu ai fost o viață întreagă la școală, mai trebuie și acum. Hai la aia, în stânga. Unde e? Tur, la tur. Peste-a păcut. Păi, bro, tu ai cu ce să vii? N-o găsesc. Ce-ai făcut? E ok. Trăiește. Ia dai viteză, vezi că poate ajungi pe malul ăla. Nu, 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 că s-ar rumpi mai în față. Și să nu mai not mai mult. Da, da, da. Da, 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 îmi place jocul ăsta. Să le luăm lutul la ăștia? Lutul? Zona. Raf? Da. Ce faci? Bine. O mai știi?
Îmi vor îndepărta, dar... Spune-mi și mie numele, Raf. Spune-mi și mie numele. Da, mamă, cum e ăla, spune-mi numele. Vrei scop? Mama, dacă ai, da. Nu mai te știu, mă, ești prea îndepărtat. Da, pa, am scop de-asta. Da, că e mai mare. Care este filmul ăsta cu spune și mie numele? Păi na, pe YouTube, când e să intri la unul pe YouTube, zici spune și mie știu, numele. Știu cum face, dar știu, dar unii au niște nume de-astea de nici lor nu le place. De ce să-i spune? Lasă să oprească. La drop. Păi că e la drop acolo, unul, 290. Dar cine te credeai, mă, Iisus, să mergi pe apă? Nu stai eu la mine aici, dacă e. Geo! Vezi da. Că e pe el sus, Geo, nu te duc. Știu. Păi vezi cum te baci. Lasă-mă pe mine. Player aici, ești de blata. E la drop. Păi mai luăm o kilo. Să-l iau, mă. Te ajut. Are pe el, mă, du-te, lutează-l pe el, pericol. Mă duc în zonă. Bine, vine cu mine, am un buggy. Era din spate. Pericol. Vreau ce avem pe la AVM, dar nu e AVM. Vrei eu AVM? Eu vreau AVM. Păi vine și eu. E bine să vrei. Nu zic să nu vrei, da. Am așa multe frate aici. Le-i Joe sau nu le-i? Nu-l iei. Îl ia Clau. Vii să-l iei, Clau? Da, vin. Ok. Unde e? Aici. Am mai aruncat niște chestii pe aici, așa. Hai că eu plec, n-am viață. Hai, hai, care să urcă cu mine? Are pericol de ce-i da, mai sunt și pe jos. Păi nu, că mă întorc eu după el. Face cinste și el cu un vârste. E nașpa de când ajunge zona în față. Că la asta nu dă tare, la următoarea dă de bum. Pe când, bum. Păi când se unește acum. Nu acum. Nu știu ce vreau de 5? Dă și lea pe preco. Asta fac, dar o să... Îmi dau și o first aid. Știu că doar ce-mi place, nu știu. La casă. La 35. Ai, am auzit. Ăla avea și scopul rob, dar eu nu l-am luat. Mă duc după... Stai. Mersi. Și la shed. La apă. As. Ia-o-ți munci, că să-i spun numele. Că l-o trage. Aveți glanțe de 5? Niște energizante, ceva? Am eu glanțe de 5. Eu n-am niciun energizant. O să dai și mie câteva? Da, vino aici la mine. Vino, nu, vino cu aceea, că e mai bine. Mersi.
Cine vrea? Ha. Eu mai bine. Dar voi de ce n-ați plecat, mă, în zonă, mă? Eu îmi plec acum spre zonă, îmi trebuie glonțe. Ce mă duc? Deci vă știți ce palpitant e să mă uit la streamurile voastre în același timp și cu volumul pornit la toate și la Discord și la streamuri la tot? Lasă-mi niște glonțe de nou. Deci când mai trage de? De 7. Exact, zici că sunt parți și aud voce. Mersi. Nu, că e departe, nu mai mă duc după ăla. Da-le. Da. Las că mă duc eu acolo. La ce tu ești? Da, a plecat de acolo. Mai stau noastră. Eu nu mai vin. Mai vin? Nu mai vin, că mai fac niște meciuri la Lolis. Ah, ok. Unde să vină? Nu, că la ceva să intre în loc. A, deci mă, nici nu știa. Ce-o zis, bă, să nu-l chem pe Beria, nu? Am, ți-ai făcut surpriză. Nu, că e cu alcool și n-ave nevoie. N-ave nevoie. Chiar ar fi fost o surpriză, Berea. Berea fără alcool? Doar bere în locul lui liber, a fost o surpriză. Aha. Vorbim mai târziu, pa. Hai, ceau, bere. Pa, pa. Ați ajuns să salutați o bere. Da, da, da. Ce mă, regreți? Nu, în loc să o bei. Eu nu beau bere. Pe pod, aia, pe pod. Dar tu ce bei? Geo. Whisky. Știu, știu, știu. Aia, nu. Față la Peco? Da, da, la Peco. La Pecado. Pe voi trag ei acolo? Da, da. Da, trag la nord, exact la nord. Nu văd nimic, bubiță, nimic. Uite aici playeri, ce au scopul de pe el. Un optix aici. Nu mai știu să mai trag. Dă-l la Claude, jos, că i-am dat mare hit de car. Și la celălalt. Vezi că ia-s la Peco. Hai, ce trebuie pe la tine pe la casă pe acolo? Azi am la Peco să? Ei. Dar la cât? De câte ori poți dai loot? 15. Care e cooldown-ul? 15 minute. A, da? Vezi că și la mine poți dai loot. Unde e link? Scrie semnul exclamării LOTS. Nu l-ai în descriere, de-aia că m-am uitat. Nu, scrie LOTS în... Marchează unul în stânga, mă, puteți ajuta, mă. Da, Cristi, n-am mai jucat de o săptămână și se cunoaște că nu mai joci o perioadă. Vin un port, mai spate. Înțelegi? După câteva meciuri, 20 de meciuri, așa să zic. Ce meci așa, frate? Am 30 de fapt o să... Aude că-l văd. Am 6 minute cooldown. Trebuie să aștept. A, păi nu poți să dai la mai multe persoane. E da, zice... Că mai am 6 minute. Mai unul smoke da, acolo, care tragi după ăla, mai unul după smoke. Știu, știu, știu. Mezlerit. În dreapta, Geo, aici, să știi, uite, 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 în dreapta. Ne pușează unul, Geo. Dar n-a tras Geo în el deloc. Coaie, de unde mi-a dat ăla, coane? Păi ăsta tras înainte, bă! N-are cum mă din smoke, păi trage benzină. Nu, de la benzinărie, l-am văzut. E în spate, la benzinărie. Coaie, trage pe zid, coaie! Dă-te, bă! Stai tu singur? Bă, ăsta cum trage? Ai, frate, că... Am stat aici în mijloc, of! Păi și cât a ratat cu căcatul ăla de căr. Da, nu trece, prin pom nu trece. Gata tot ăla. A plecat Raf. A plecat Raf 5, pe Berea.
Nu mai joacă berea. Joacă whisky sau vinul. N-ai cum cu aia, tras cu perete, da-te emoții. Asta a plecat sigur, a? Da, că nu-l mai văd aici. Păi da, dar poate revine, nu știu. Dacă îl întreb acum. Ca să știm și noi, dăm afară, luăm baltă, luăm baltă. Baltă, ce îi facem? Ai văzut, bă, mult poza? Poza, dacă nu era din din Ardeal, ziceam o poezie cu afară, dar na. Pe Facebook, bravo, băieți. 9gag. Da, de fapt că tine. Nu știu duma. Eu ăla era scaun cu rotile și a zis că nici nu o să port așa ceva, nici dacă mă face să merg. Și dacă te uiți la a treia poză, vezi poza lui ăla de profil. Păi și n-a dat lift, trebuie să ieșim toți, nu? Nu, poți să-i dai tu, poți să-l dea afară, Perico. Perico. Aici poate... De ce nu pui și în lobby cu kick așa? Cine invită? Mai se vine, mă, vine, nu? Vine acum, mi-a scris mie. Da? Păi l-a dat afară deja, da? Hai, hai, nu mai se pune. A fost brav. De faceți lobby. I-am dat înapoi. Andale. Andale, andale. Vă țânțari în gură că m-a scăpiat. Toate, dar voi vă pricepeți la jocul ăsta, vă. Care voi? Voi toți. No. Eu într-un meci am reușit să fac 2 kill-uri. Mai de mult. Palete toți. Uite ce mesaje primesc eu de la gelele. Uite și tu cum e numele la Pericol, să moară unul. Ce? Cum e chestia așa, Pericol, să moară mata. Da, a înțeles și Shumi, Shumi, frate. Dar de ce nu citești invers, Shumi? Să moară mata Shumi. Mata... Prost. A vrut și Shumi să facă o glumă și s-a lovit de ea. Da, mă, lăsați. Râși și tu, mă. Uite, vezi că... Bravo, Shumi. GG. GG. Ia uite cu aia, de ce nu se dă, mă? Tărim ăla, Georgiopol. Tărim în jos. Deci băieți, unde sărim? Normandia. La Novo, vezi că nu sare lumea la Novo de obicei. Fără Caterinca. Știe că sare și eu acolo. Noi am sărit de două ori astăzi și n-a sărit nimeni. Dacă nici acum nu sare nimeni, înseamnă că suntem tari. Exact. Eu zic că dacă nu, sare, dacă nu sare nimeni aici, zice că ne face stream snipe. Zic, bă, sare acolo, nu ne ducem acolo, că ne bate ea. Dar e ceva lume, nu glumă. Aruncă-i, bă, din avion. Du-te la el la calculator și apasă-le F. O să fie mulți APK. Da, dar n-ai ce să le faci, că o să fie pe apă. A. Mai e un squad, cred că, cu noi. Un squad care... 2, 4, 6, 7 APK-uri. Ma, mai sunt 6 APK-uri, că al 7-lea s-a dus. Nu, mai sunt 5. Mi se zice crazy, man. De ce? Că se duce să omoare APK-urile, cred. Nu, no, că mi-am luat șosete mov în picioare. Sunt rebel. Oaile. Rafa, ai 3 în spate. Deja mă excită da. Culoarea aia de pe care o ai tu la șosețele. Erau 7 handare drept aici, au venit. Uite-mă, fură și ghiozdan. Unu-i la casă. Bă, dar toți am intrat în același ambar, mă, serios? Păi... Refuz să cred. Refuză în continuare. Uite-l pe ăla, bă! E unul, bă, aici, între ambare, pericol. Urcă-te sus, Shumi, tu.
Eu am murit. Asta e în spate, ajută-me, por favor, senior, no! Bă, da. Aici. Pericole, al meu! Îl văd pe unul după gard. E mort? L-ai omorât? Mai e unul acolo, vedeți că mai e unul acolo. De l-ați omorât pe ăla. E după gard, între case și voi. Nu știu. Nu l-ai bătut ăsta, mă, pe aici, pe ăsta de aici? Nu, mă, nu l-am bătut, că nu... Păi și unde e? N-ai bătut să-l ia, știu unde s-a dus. Player în față, îl întrerap și Shumi, player. L-am auzit. Bă, du-te, n-o să abem, o sunt papa. Raf e pe acolo, la între asta galbenă și roșie, acolo în dreapta ta. Să-mi dai revive. Superman. Aici la mine, la casă. L-am văzut pe ăla. E sus colo, la 300. Bă, mi-a dat ăla cu crossbow, de unde? Noc. Aici, de lângă casă. Ăsta mi-a dat cu... Dar nu mai avea crossbow. Și mai e unul pe casă sus colo, la 200-300 de aici. Aș citi că vor să echilibreze armele între ele. Adică? Căștile de level 3. Adică o să umple la damage, la fire rate, la... Și scoate cască de level 3. Păi știi ce să scoate cască de level 3? Le bagă doar în drop. Da, da, așa balancează jocul, așa o să... În casa din fața mea. O să bem mus în papa. Ajută-o pe Geo. Să moară Gibilan, dacă nu e... Dacă nu ce? Pericola, e turnul acolo? Am da, fost numai... Am fost medic. Turnuleț aici la mine, dacă îl vedeți cumva. Turnul ăla. Văd, văd, pe să-i stă. În fața mea. În casa de sus din 290. Bani, 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 vreau să fac bani, bani, da. Nu mă vând, nu mă vând, nu mă vând, man. Nu mă vând, nu mă vând, nu mă vând, man. Mi-a dat un headshot, mi-a dat un headshot. Bani, 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 vreau să fac bani, bani, da. Nu mă vând, nu mă vând, nu mă vând, man. Vezi că-mi dă finala, trage-și tu una de sus. Sunt safe, vină cu AP, 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 AP. După casă. Că i-a dat noclul ăla aici, îmi dă cu shotgun. Ți-am zis să ai grijă. Eu sunt aici, să-i nu știu cu aia, vorbesc mult, eu știu cu cine vorbesc și nu să ai grijă. Ai grijă de tine, frate. Nici acum nu vorbea cu tine. Da, nici acum nu vorbea cu mine, da? Mie îmi zicea, da, mie îmi zicea. Ei, pula mea. Bă, să-i fută cuțul cu noi ăștia, un chef. Hello, hello, AD. La interviu când zic aia să fii rezistent la stres. Exo Beach. A, și uitați să-mi salut. Mersi mult, Auraj, de donație. Nu e donație de săraci. E super bună donația. Vine, orice donație vine venită. Decizii corecte în... În viața altora. Mersi mult de donație. Da, exact. Învață să iei decizii corecte pentru alții. Vreun site ceva aveți și voi? Da, hai, polo, polo. Dar nu să... Ah, ok. Bă, ăla-i tot sus acolo, e, mă? Da, mă, da. Am pus-o dată în loc, dar nu scos, să-i dea revive. Bă, dacă l-ați omorât, mâncava sufletul. Sunt în casă, safe, iar. Să mor rapid, acolo veniți acum. Uite-vă la... Veniți unul la mine, veniți unul la mine. Acum mă duc. Unde e Raf? În casă, în casă, în casă. Băi, unul lângă mine aici sus, care e sus, mă? E Geo era, da, hai că am venit eu. Geo, m-ai lăsat să mor. Ei, te-am lăsat să mori. Nu poate să-l bată nimeni, frate, că mă duc cu shotgun-ul să-l bată. Eu n-am niciun scop cu aia. I-am dat eu unul. Mersi. Cu plăcere. Sunt doi acolo. Ardeleanul meu preferat. Hai, Liviu, noi doi, tu dai grenadă, eu mă bag în față. Mai am 14 plac.
Ce, nu mă ții la mine, m-ai lăsat să mor. Nu, ce-a luat grenadă sus. Ai mai mult. Cine urla pe ceai? Iubirea mea, iubirea mea. Bravo, bă, băiatule. Da, ia uite, mă. Ia uite, mă. Mai am un pârț de viață. Un pârț? Da. Ce mai face? Nu am jumătate de pârț, mă. Jumătate. Mi-ai luat 4x, mă. Par. Ce am pentru el? Geo? Am Polo pe car. Da. E pupă cealaltă, Geo, mușat. Bă, am pe ce să-l pun, care voi ai, Liviu? Tu vrei? E la mine în chat. Stai mă liniștit. Bă, nu am pe ce să-l pun, frate, ești nebun. La gălăgie. Da, gălăgie. Ce mai faci? M-am speriat, am crezut că te-ai lăsat. Nu mă las, frate. Mi-am luat o mică pauză. Ai te-ai luat-o, mă, ăla? Geo, mai auzi ce ți-am zis? Am auzit ceva. Am auzit dacă am luat ceva. Te pupă Geo cealaltă, mușat. Ah. Ia uzi cum a răspuns. Ce faci? Ce faci? Salut, da, e pe la el, la mine. Salut, Titi, bine ai venit pe la el, frate. Nutri. A, sau mușat. E, mamă, dacă ți-am zis că e mușat. Uf. Băieți, am un compensator de sere. Deci să înțeleg că ție îți place nutriționista. Nu, 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 toate. Intră la corupele de minori, treaba ta? Nu, hai, mai sunt două locuri în mașină aici. Acum vin eu. Bă, în mod normal ar fi trei locuri, nu... Da. Mamă, 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 stai așa că bubuie mașina cu aia, nu mai mor. Hai mă, care să fie cu mine aici? Murim împreună. Mie mi-e frică. Uită-te și tu la asta ca e. Exact ca în filmul ăla de l-am văzut eu pe ăla. Să suie și iar coboară. Nu știu dacă ați văzut filmulețele alea de pe... De la ăștia, de la oficialii jucători. Aveți aici un ăsta, bă. Am plecat. Avem un ăsta. Aveți un oaze la pod. Perfect. De-aia am plecat acum. De-aia oh shit. Nu vine zona, mă. Haideți la capăt de pod aici, avem... La punctul ăla verde aveți oaze. Am la suntem 5. Cum o suntem 5? Da, uite ce ați plecat 3 doar. Păi... Dacă ați cobor din mașină că vă bate bomba, că vă... Păi mi-era frică cu aia, eu am coborât și am zis să plecăm. Să plecăm un pic pe jos, să ne plimbăm, a? Da, Liviu, ce-am mai râs, aha. Care rămâne ultimul? Aha. Rămâne fără mașină. Vine acum, nu plecă. Bă, dar eu nu-mi fai de capul meu, că tot cum face mă de aici. Bă, cum o să te frică. Hai, ia, vină, vină spre noi, că nu mai facem și tragem în tine și mă de-aia. Ia-l mă și pe pericol, că ăsta a coborât jos. Găsesc o mașină în capătul podului. Mă, eu nu am nimic de viață, bă. Și acum mi-a dat și mie Cristi contul lui de Steam și... Aoleu, am opsat pe F fără să vreau. Mai devreme să... Am vrut să-mi dau viață și am vrut să cancelez. Nu știu dacă am timp să te ajut. Mă, ia mașina, ratatule! Bă, boschetarule! Raf... Fret, am murit. Scuze, frate, dar... Eu n-am observat că te-ai aruncat din mașină. Nu, 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 stai cel. Stai că nici el nu-și dăduse seama că a fost. Un first aider. Vreau să-mi dau un bandaj și am vrut să-l dau cancel. Dar cum le-am murit ăsta, mă, că nu mai știu. Mamă, l-am călcat cu mașina, ce urât s-a văzut, doamne. Bă, dați-mi și mie ceva. Dar pe unde l-am omorât? Unde au căzut el? Că nu-l văd pe mapă. După pot. E departe, mă. Hai pericol. Bă, dați-mi ceva de viață. Până eram trei, suntem tot trei în mașină. Vezi că mai jos mai ai gloanțe și fost. Ești criminal, mă, pe cuvântul meu, domnare. Eu credeam că a fost cu noi mașină, Raf, mă. Nu puteai să-ți dai bandaje în mers, nu? Da, și a tras atenția, Raf, mă, că ai plecat fără el. Păi, coaie, sunt atâția, nu-mi dau seama care cum vorbește. Coaie, mă, Claud, mă, ba pula mea. Ce vreau, mă, dacă nu se încarcă pula mea de joc? Păi, nu se încarcă. Bani, 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 vreau să fac bani, 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 bani
Titi, mersi mult, foarte mult. Pula mea de joc. Mersi foarte, foarte, foarte mult. Nu spune că vrei să mergem acolo. Zii. Vrei să mergem la drop? Nu, mergem în zonă. Ah, dar okay. Oculez pe 5Q. Ok, ok. Uităm pe Xiaomi sau uităm pe ăla? Nu are de viață oricum. O să-mi pun eu, stai liniștit, să-mi dulesc cu... Mă uitam în cea, băieții, scuze. Clau. Mă duc în zonă, oricum. Așa, și... Mamă, sunt bineveniți bănișorii ăștia că... Și așa am dat tot groază de bani să... Îmi fac... unele lucruri la Steam-ul ăla pe care l-am. Mi-a luat și niște jocuri care le aveam pe celălalt până îl recuperez. Acum, hai. Mersi mult, Titi, mersi mult, frate. Plecam fără tine, mai mult. Mulțumesc! Mersi mult. Da. Nu, n-am fost la meci, dar am văzut meciul la televizor. N-am... Pentru o săptămână am fost închis, să zic așa, telefon cu tot. N-am avut chef de nimic. Mergem tocmai la Galben acolo. Acolo vreau. Până la Galben merge. Bun, facem și noi rotație de asta să dai până și să un... aflu că omul mi-a intrat cu Steam, cu ta. Păi mă, era ideea să-ți dai dimers. Cum îmi spune, până să aflu de băiatul ăsta care mi-a făcut rău, nostru, am fost așa un pic supărat. Da. Și am lipsit o săptămână. După aceea am văzut omul ce a făcut, că mi-a intrat cu contul lui prin alea și am aflat IP-ul, adresa, tot. Am revenit în forță și am zis că mai devreme sau mai târziu o să am și Steam-ul și o să-l am și pe el față în față. Ca bărbați așa. Dar nu ca bătaie, că nu o să pot să-l bat. Bandaj. Vai, first. O să răspund el în fața legii. Du-te, mă, numai shotgun-i. Îl dăm undeva frumos ca să-l luăm amândoi. Apoi îți fac poze cu el. Nu, frate, păstrează-l. Deci, îți spun sincer, păstrează-l. Moldovene. Păstrează-l. Numai că dacă vrei să faci bine, așa, îl schimbi acum cu numele Clau și îmi dai parola pe Discord. Îmi dai parola pe Discord, dacă vrei să-ți fie bine. Dacă nu, o să răspunzi în fața legii moldovene. Au și tu, îmi face treaba un moldovean din Pașcani. Ce să iau? Au și tu, care are net de la Next Gen. Au și tu, n-are nici măcar RDS. Next Gen, îți dai seama că stă la sat omul. La sat stă. Olu, în stânga player. Dar nu e nimica, o să răspund în fața legii. Pentru violare de corespondență. N-am heal, n-am nimic. Și... cum îi spune, și... Da, vezi că sunt și... Cum se numește ăla, mă, de șantaj. O să răspund el în fața legii. Mâine mă duc direct și depun ăsta totul. Am găsit un 4X. Cum mi-a intrat și pe OP skins, cu IP-ul lui, tot. Am eu tot ce trebuie ca să-l pun bine. Vrei să-ți dai de rea, cum îi zice? Nu am nimic, mă, nimic, zero. Nimic. Îl pun eu bine. Deci nu am absolut nimic. Nici măcar îi pat n-am. Blood, dai grijă că sunt jucători acolo. Unde? Se bat între blocuri. Pe lângă asta sunt, e pușcărie între 2 și 7 ani, e Ruibistru Găbulea. Niște bandaje, ceva. Mă, tu de ce te faci de tot? La containere sunt player, că e un drop acolo. Da. Dai seama. Te doare la pix, ok. Și pe mine o să mă doare la pix. Hai să luăm și noi orașul ăsta, să rutăm un pic. A, epidinamic, da, dar clasa nu ți se schimbă, prietenul meu. Sunt player pe aici, pe oraș? Au și tu are IP dinamic. Păi să schimb IP-ul, dar eu am IP-ul. Da, să mă pun pe mut. Care? Eu am IP-ul ăla din momentul în care ai folosit tu și... Păi aia zic, Răzvane. Deci înțelegeți, omul are două clase, dar le are pe aceeași firmă de internet. Înțelegeți? Și eu nu o să zic ce IP are el în momentul de față. Eu o să zic așa, domne, uitați, la ora cu tare, cu IP-ul cu tare, la firma cu tare, cine a fost? Și zice, păi te-a fost cu Tărescu. Și mă duc la el la ușă cu
cu gărduța. Stai liniștit că nu-l las. Să păstreze stimul cât mai poate. Nu, IP-ul dinamic te ajută să când iei ban pe un anumit server de counter, de mai știu eu ce, schimbi IP-ul și nu mai ai ban. Dar nu te ajută să nu fii detectat. Asta unul la mână. Doi la mână, IP-ul de pe placa de rețea niciodată nu se va schimba. Și dacă ești minor, ce se va întâmpla? Dacă ești minor, răspund părinții. Pot face părinții pușcărie în locul tău. Sau face școala de corecție. Nu-l las, băieți, vă spun sincer. Da, a murit, nu mai sunt. Da, stați așa că a murit, că eram... A intrat băiatul de mi-a furat stimul pe ăsta. Nu știu, e aia tu, că eu am car. O stânga, stânga, olou! Mamă, ce mi-a dat. Hai să-mi bap ăla. Tăi, ce trece oia numai în mine, frate? Nu știu, dar e unul singur, nu? Nu știu. A stat și din stânga, a stat și din dreapta. Din spatele nostru. Nu, fraților, hai să vă zic cum a fost chestia. El nu este un mare hacker. Da? Eu am scăpat odată parola pe... cum îi spune... De unde-i smoke-ul de acolo? Am scăpat parola pe live. Și omul mi-a intrat pe mail, că aveam aceeași parolă, a intrat pe mail și a făcut ticket la Steam, cum că telefonul ăla numai e al lui. Sau numărul de telefon ăla numai e al lui, nu îi mai aparține. A stat 5 zile, i s-a resetat parola, i s-a scos Steam Guard-ul și așa mi-a intrat el în cont. El nu este un mare hacker. Poți să mergi pe la podul celălalt. Vezi că sunt ăștia aici. Eu zisei scaful, dacă vrea. Are termen până mâine să schimbe numele, să-l pună numele Clau, să schimbe parola, să schimbe mail-ul de acolo, să-l șteargă sau să facă altceva, nu știu ce, și să-mi dea mie totul. Bă, eu nu mai joc. Mă piși pe el de joc. Și cum zic unii băieți de pe aici din Bicea că nu se poate, o să vedem. Dacă vrei să mai vezi mișcări și de asta, uite-te pe live-ul ăla la PUBG Romania. Să vezi cum dau acolo. Am să mă uit. O să dau loot și acolo la pentru tine. Ia o spăci, bă, pericol. Ia o știu ce băiatul, ci că nu-l interesează, era IP dinamic. Ca să vezi și tu ce minte are omul. Da, înseamnă că dacă e pe dinamic unui pe București, unui pe Suceava... Nu, 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 nu. Păi nu, tocmai asta e, că nu e, e tot din același oraș. Păi tot același oraș, tot același cartier sau zonă. Păi asta zic și eu. Indiferent, chiar dacă, adică, se schimbă IP-ul, dar toate sunt din păi hai să zic aia, ce, hai să zic încă ceva. Păi mie nu mă interesează că el schimbă IP-ul și că nu are IP-ul la momentul de față. Eu când mă duc acolo și dau cu subsemnatul și zic că lui, zic că e IP-ul ăsta la ora cutare. Și așa atunci nu mai e dinamic, e un singur IP. Și se vede cine l-a folosit la ora respectivă. Ce este? Da. Oricum îl găsesc pe băieți, îl găsesc instant, frate. Păi știu asta. Mai ales că știu și provider-ul de net, înțelegi? Adică cine-i dă lui net. Am ieșit și eu, băieți, mersi frumos de jocuri. Și au știut că, păi da, dar e greșeala ta că ai scăpat parola. Acolo în codul penal zice că nu contează, chiar dacă a scăpat-o din greșeală sau nu, n-ai voie să intri omului pe mail. Păi mă, ideea e ca în viața reală, frate. Dacă îi scapă la unul un portofel și sau, tu îi lie, ce da. Înseamnă că e al tău? Nu, înseamnă că ți-ai însușit bunul lui. Păi da. Înseamnă penal. Pe aia zic. Că să-l predai la poliție.
Ia uite că la noi ducam deocamdată cu internetul nu se cunoaște, dar o să vezi când leagă pe unul pe altul și se aude. Păi, pe asta vreau să fac, să fac. A furat un mail. Ușor, ușor nu o să mai fură. Păi aia vreau să fiu eu primul ăla care face chestia asta, mă jur pe mamă că asta fac. Deci eu mâine azi duminică. Eu am mai dat IP-ul lui, dar am zis că poate nu o fi ăla, dar văd că se leagă și pe OP skin și peste tot unde a intrat el. Înțelegi? Dar tu de ce n-ai, mă, mobile autentificat? Păi nu aveam atunci pe mail, că nu eram eu la zi cu mail-ul. Înțelegi? Nu știam eu, nu mă... Pe Steam îl aveam, dar n-auzi că mi-a făcut ticket? A intrat pe mail, știa contul și a făcut ticket pe Steam. Domne, că nu mai îmi recunosc numărul de telefon, știi? Și i-a dat resetare la Steam Guard, Steam-ul. Și automat mi-a scos Steam Guard-ul și mi-a scos tot. Înțelegi? El așa a avut acces la mine la Steam, că altfel nu putea. Și avem un stil carpetă de la Liviu. Mă uit să văd cum o joc. Raf, mai ești aici? Cum o să fac ăla? Apucăm de Pro League. Da, Patraule, așa. Bolivile, GG! M-am uitat de vreo 4-5 ore, am zis că ciuperca este liberă. Iau și tu ce îl învață ăștia, că intră cu cod pe ăla și dă-i vac pe toate ălea și le pui cum o piși pe el de cont. Dacă eu la o adică. Asta zice lumea în chat-ul tău. Da, așa zic alții. Dar sigur, sunt aia care mă iubesc pe mine, înțelegi? Ce distruși. Clau, ai dovezi ce? Dacă am dovezi ce? Da. Ce lume cu aia. Bă, de ce lume veniți, mă, fraților? Nu, mă, dar în ziua de azi, ca să faci un rău, e foarte ușor. Mamă, dar din ce lume vin băieții, frate, te gândesc așa? Serios? Sunt copii, ce treacă vrei? Păi da, dar copii pe hate, pe răutăți, adică păi nu vezi. Poți fi copil și să gândești și altfel. Da, da, în ziua nu, ei știi ce încearcă acum? Ei încearcă ca și când m-ar face pe mine să nu mai mă duc la poliție, înțelegi? Poate să intre el cu același cont, să nu fie, știi, că poți să ai mai multe conturi pe același ăla. Dă-l la poliție, dă-l morții măsii. Nu merită. Cum e groasă asta cu furtul informatic, vezi că e groasă. Păi știu, da, mă, știu, da. Se dă între 2 și 7 ani de închisoare sau amendă. Depinde de caz. Dar el mi-a șters mail-urile, că el că mi-a făcut tichetul, el tot timpul îmi ștergea mail-ul. Eu nu știam, că nu prea îmi verific mail-ul. Și asta e învățătură de mică, de minte că nu îmi verific mail-urile. Înțelegi? Uh-huh. Și omul ce făcea? Primea mesaj de la Steam, ștergea. Prezea mesaj la Steam, stergea. Înțelegi? El intrase cu 5 zile în urmă pe contul meu. Că m-am uitat la activitate de pe mail. Fă păriu că e unul din ăla de 12 ani. Nu mă interesează, frate, ce vârstă are. Eu n-am nimica cu el. Eu pe ale mele să-mi recuperez totul. Și oricum eu o să mi-l recuperez, înțelegi? Dar vreau să și plătească. Foarte bine. Iau și tu, Cică, ce mă, că sunt, e un Steam și niște jocuri, frate, mi-a intrat pe mail, e violare de corespondență, voi știți ce înseamnă? Scrieți pe Google ce înseamnă violare de corespondență. Ce-ți comentează așa, ia zi mă să ne dea și nouă contul lui. E un copil, mă, e un copil. Cică, ce treabă are poliția? Zice pe Steam că să nu dai parola la nimeni, nu-ți cu nimeni, doar gândește realist. Ia uși tu. Zic că-ți bați capul degeaba. El e un copil, nu știu, dar păi nu, o să vină sunt. Poliția la el acasă și o să o ia pe maică-sa și pe taică-sa la răspundere, probabil că o să ia și bătaie sau ceva de genul. Da, o să vadă atunci. El crede că e, nu știu, că e o joacă sau ceva păi, de genul. Păi, aia zic. A furat contul unui prieten, unui copil și la ce să fac? Mama mi-a furat contul. Și plus de asta, intră și la șantaj pentru că mi-a cerut 100 de euro să-mi dea Steam-ul. Mă,
Așa, foarte bine. Păi să dai declarații, să spui și te. Păi aia. Am făcut print la comentariile lui de pe YouTube. Care el dacă le șterge, oricum YouTube-ul le poate da înapoi. Google-ul. Uite, așa mai ajunge unul la pușcărie. Da, ia uite ce zice altul, că sper că a folosit prezervativul când ți-a violat e-mail-ul. Uite-te și tu. Dacă așa se numește termenul, violare de corespondență. Da. Dar ce-ți bat, mă, capul cu ei, mă? Eu nu știu de ce-ți mai bat. Păi, nu, na. Nu e ce să-ți bat cu ăștia. De unde ta hate cu aia? Da, păi, întreabă-l pe bere, că îl primește mereu. Ce, mă, bere iubit de toată lumea? Mm-hmm, mai ales de bărbați. E adevărat ce spune. Ia uite că ce zice el, bă, ce vină am eu că nu ai grijă tu să... Stai așa că arăt acum un termen. Două secunde. Două secunde, pun asta pe... Pe negru și îți arăt acum, negru pe alb, ca să zic, ca să vezi și tu, că poate zici așa. Ia uite-te aici, prietenul meu. Ce scrie aici? Deschiderea, sustragerea, distrugerea sau reținerea fără drept a unei corespondențe adresate altuia, precum și divulgarea fără drept a conținutului unei asemenea corespondențe, chiar atunci când aceasta a fost trimisă deschisă ori a fost deschisă din greșeală, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă. Ai înțeles, prietenul meu? Deci trebuie să citești și tu niște articole înainte să faci o prostie. M-am fost informat înainte să fac chestiile astea, ca să știi și tu. De pentru asta se duc vreo 2-3 ani la pușcărie pentru un căcat. Da, patraule, acum am totul, n-are ce să mai facă patraule. Da, da, majoritatea nu-și dau seama că pot fi depistat. A, îți dai seama. Ce drept. Pentru că na, sunt multe chestii care... Păi asta o să fac mâine, Banet. Numai eu mă jur că asta fac mâine. Cine se ocupă cu programare și cu informatic foarte bine, în detalii, ăla poate să te facă ca lumea să șteagă tot. În locul ăla acum cred că aș intra pe Discord și... Păi nu i-am zis... Bă, poți să te împaci cu mine, schimbând numele, pun înapoi clau, schimb parola ca să nu zici că îmi dă parola lui, schimbă mail-ul și tot ce mai are, schimbă, șterge numărul de telefon și mi le dă mie și mi le fac eu. Înțelegi? Dacă e băiat deștept, ar face asta. Dacă păi, nu, dacă vrea. Dacă nu, mâine mă duc. 6 luni de zile, 6 luni și l-a luat. Păi nu, frate, eu nu-l las așa, înțelege? E foarte bine că nu-l lași. Bă, sunt bunurile tale, înțelegi, nu contează. Mai joacă cineva pe aici? No, eu mai fumez o țigară, mă o să fac un duș modul la... Trebuie să văd cine mai e pe aici. Băieții, se pregătesc de event. Ce event? Este meci în seara asta. Ah, sunt meciuri. Mhm. Eu am uitat să fac și check-in-ul. Ai, bun. Ia aici ce... Nu. Asta e rocum, am prieten băiatului ăla care ți-a luat cont. Să se miște. Ce dracu, ce vei tu pe cont? Aveai o din aia de 60 de euro și cu încă câteva chestii. Dar nu e vorba... Nu e vorba de asta, mi-a șters din mail-uri. De la Steam. Înțelegi? Eu dădeam mail la Steam să-mi recuperez contul și el mi le ștergea. Și intră și la ștergere. Nu știu cum se numește termenul ăla. Că n-ai voie să ștergi cuiva din corespondență. Sau să divulgi.
Exact ce zice și Teodor, e ca și când ai pierde cheia de la casă și ți-o fură altul și intră la tine în casă. Tot aia e. Furt. Ia stați un... Mă fac pariu că se amuză pe YouTube-ul tău. Copilul. Nu, băieți, vorbeam eu, am pus eu pe mult. Da, Robert, te știam, eu am pus pe mult, intenționat. Salut, Darius. Păi, Francesca, până acum a și intrat pe live-ul meu să zică că dacă îmi vreau contul înapoi și nu știu ce. Și zic că nu-mi trebuie nimic, că dacă e băiat, da, mi-l dă, schimbă totul înapoi și mi-l dă, dacă nu... o să răspund în fața legii. Pentru că omul mi-a intrat pe OP Skins, mi-a intrat pe mail și acolo îți scrie activitatea. De unde ești, la ce oră ai intrat, IP-ul, l-am aflat. Înțelegi? Și am zis, dacă e băiat deștept, îmi dă alea până mâine. Mâine eu mă duc dacă nu mi-l dă. Ba da, aveam Steam Guard, dar n-aveam gen Steam Guard pe Yahoo. Și omul a făcut tichet la Steam și a dat acolo tichet că și cum nu mai are numărul ăla de telefon. Și automat ăștia de la Steam i-au scos în 5 zile, i-au scos Steam Guard-ul de pe Steam-ul meu. Și și-a schimbat el totul ce a vrut. Înțelegi? Părerea mea, părerea ta să nu mai dau detalii. Păi n-are ce să facă Geo. Degeaba. Știe ce-l așteaptă. E problema lui. El oricum n-are ce să mai fac odată ce eu am. Alea poate să schimbe ce și-ar schimba. Eu am... IP-ul care l-a folosit la ora respectivă, pentru ce l-a folosit, unde l-a folosit. Ce să facă? Să fugă din țară, asta e singurul lucru. Dar oricum rămâne familia acolo unde s-a folosit internetul și tot e ceva. Dai tu liniștită, că știu eu ce fac. Da, Baned, nu-mi dă mie ăia de la Next Gen, nu-mi dau mie numele lui, că n-au voie să-mi dea. Înțelegi? N-au ăia voie. Nu, Angel. Pericol, jucați în seara asta?
Nu, Angel, te duci la, la Yahoo și dai la ultimele tale activități de pe Yahoo. Și mi-a apărut Iași Pașcani. Și da, după aceea nu mi-a apărut IP-ul. Am făcut ticket la Yahoo. Voi nu? Înțelegi? Am făcut ticket la Yahoo. Și mi-a dat în perioada cu tare la ora 11, nu mai știu, pe 14 sau pe 13 s-a întâmplat, oricum am ticket-ul acolo. Pe data de 13 sau 14, nu mai știu, seara, la ora 11 noaptea, 11 jumate, cam așa ceva, mi s-a intrat pe adresa de mail cu IP-ul cu tare și mi-au dat IP-ul. Și eu am luat IP-ul, l-am scris că poți să-l scrii pe, pe Google și îți dă numele și să nimerea exact. Și eu atunci m-am dus la poliție, am depus plângere pe chestia asta, că mi s-a violat corespondența și toate astea. Și aseară mă trezesc pe mail că mi intră cu contul de Steam pe OpenSkins. Intră pe OpenSkins și scrie acolo: cineva a intrat pe contul tău. Dați un pic să mă pun pe pe difon aici. Ăla loc întâi, pe bun. Și ce loc? Cineva a intrat pe contul tău și sperăm că tu, în paranteză, scria. Și sperăm că tu, dacă nu ai grijă că contul ți este compromis, ai intrat cu IP-ul și îmi scria IP-ul lui. A intrat cu IP-ul lui și a zis că în cazul de nu sunteți dumneavoastră, aveți acolo un buton de blocare a OpenSkins-ului. L-am blocat OpenSkins-ul, n-are cum să mai intre pe el. Așa. Și cum îi spune, și am luat IP-ul ăla, l-am scris din nou pe Google. Și era aceeași ăla. Numai că nu știam prima oară, nu știam de la ce provider e. Și acum știu oraș, știu județ, știu de unde are internetul. Nu-l știu pe el, că n-am cum să-l știu pe el. Și dacă sunt la Next Gen Comunicațion sau cum se numește firma aia de internet, cum îi spune, nu-mi dă mie detalii, că n-au voie să, să dea detalii despre astea, cum îi spune, despre abonații lor la orice lume. De eu mă duc acolo la poliție frumos, depun plângere, ea vin cu, nu știu cum se numește, mandat de ăla de percheziție, mă rog, nu știu cum se numește exact în termeni legali, și se duc la firma cutare. Iete, domne, iete, avem o plângere de la omul ăsta, de la firma dumneavoastră, la ora cutare, cu IP-ul cutare, cine l-a folosit. Și eu să caut în baza lor de date, cei de la providerul ăla de Steam, și zice, iete, cule, așa, la adresa cutare, abonatul cutare. Și atunci poliția zice, bine, mersi, nu știu ce, și se duce la adresa lui și atunci bate la ușă. Înțelegi? Sau la poartă, depinde, că el e în Pașcani. Înțelegeți? Așa se va, asta va fi pasul. Dar ce ai pierdut mult? Bă, contul de Steam și multe date de pe mail. Înțelegi? Care trebuia să vină mie, nu lui. Și se plătește, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 1 an sau cu amendă. Nu, frate, nu las, nu iert. Pentru ce să iert? El stă și îmi râde și mă fute în gură pe, pe propriul meu canal de YouTube, că dacă îți vrei contul, dăm 100 de euro, 100, și după aceea îl întreabă băiatul la 100 de ce? Și el, 100 de euro baros, adică, bă, 100 de euro. Lasă că-i arăt eu lui 100 de euro. Lasă. Eu o să cer și despăgubiri și o să cer și pentru aia, pentru ăla zi, pentru, cum se numește, pentru șantaj, că îmi cere bani pe, pe ce mi-aparține, de fapt, înțelegi? Adică eu își cer ție bani pe ce ți-aparține ție. Păi cum vine asta? De când? Și ca să mai fac și încă una, stați două secunde, să mai fac și încă ceva, ca să vedeți la șantaj. Uitați aici, și la șantaj. Au, ce scrie aici? Constrângerea unei persoane să dea
Adică ce mi-a făcut el mie, 100 de euro. Să facă sau să facă sau să sufere ceva în scopul de a dobândi un mod injust, un folos nepatrimonial, adică neapartinând lui, pentru sine sau ori pentru altul, adică pentru el, mai degrabă al doilea nu se pune, se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani. Eu nu știu care o să-i dea lui, ori pe aia de la 3 la 1 an, 3 luni la 1 an, sau pe asta de la 1 la 5, dar de obicei să dă cea mai mare. Înțelegi? Aia este. Deci, omul trebuie să se înțeleagă. Poate să-mi dea, să-mi scrie pe Discord, uite, are Discord-ul meu aici. Are cu așa. Stai să vă, poate mi-a fi scris el. Pentru băiat de play, nu contează, lasă asta. Așa, uite, am aici ID-ul, stai să mă scot de pe ăla cu... Așa. Și acum are ID-ul. Claudiez 5166. Dacă eu până mâine nu o să am acel mesaj cu contul meu de Steam, eu mă duc la poliție, clar. Azi era duminică și am zis că, bă, dacă mă duc, cu toate că scrie acolo că lucrează poliția din 24 din 7 la cibernetică. Sau cum se numește asta cu poliția asta, de, că nu știu cum se numește, că nu e aceeași poliție cu aia care te aduce că te bate unul. Dar la aia te plângi prima oară. Și... Și am zis că, bă, mă duc luni. Nu se fac ambele rubistul, ori îți alege una din ele, adică pe cea mai mare din, din fapta pe care ai comis-o, ori, ori nu știu ce se mai întâmplă. Nu se acumulează, adică îți dă 3 luni de la una și un an de la alta și faci un an și 3 luni, nu, te dă cea mai mare. Ok, Silent, mersi. Nu, frate, nu mă las să râdă un copil de mine sau oricare ar fi, și dacă nu e copil. Nu-l las să râdă de mine. Pentru că e bunul meu, nu e al lui. Nu, am aerul ăsta și îl trag de nas acum. Și ți-a vândut skin-ul? Nu, are bani 30 de zile. Iar în bani real, oricum și dacă le vinde, le vinde pe Steam. Dar nu are unde să le mai vândă în altă parte, pentru că i-am blocat-o pe skins-ul și nu se poate conecta cu acela Steam să-și facă alt cont de OP skins. Pentru că e făcut deja un cont de OP skins pentru ăla sau pe alte site-uri, că m-am încă unul care tot la fel e contul ăla de Steam. Și sunt blocate. O să regret treaba lui, n-am eu treabă de asta. I-a plăcut acolo când se distra și râdea de mine că mi-a furat Steam-ul și eu din cauza lui am fost supărat o săptămână și am închis telefon, am schimbat tot, că am zis că bă picioarele, eu țineam la Steam-ul ăsta și să nu iau bani, să nu iau alea, că te râde lumea de mine, că am bani, că am nu știu ce, că joc cu cod și nu vreau să cad eu de prost pe YouTube. Și am stat o săptămână fără nimic, nici la meciul, nu m-am dus nimic, telefon închis, internet închis, tot. Ați văzut, am intrat după pe live la Găbulea și astea, că după aceea am aflat că omul mi-a intrat pe Yahoo, mi-a intrat pe alea și am aflat IP-ul și stai că s-a întors cartea, roata. Dar știu că am recuperat Steam-ul, dar îl păstrez pentru probă la dosar pofoloancă. Eu îl păstrez pentru probă la dosar, așa mi-a zis, să nu schimb nimic. Să rămână totul intact. Și eventual dacă mișcă, se vede pe IP-ul lui. Sunt tare pentru că cei care au fost furați n-au mers până la capăt sau n-au avut cum să-și, cum îi spune, să
să dea de el. Dar eu am dat de el, am dat de IP-ul lui, am dat de orașul lui, am dat de județul lui, am dat de firma de la care el ia internet. Înțelegi? Cum poți să zici că ți-a furat contul când tu stai cu alt tab deschis mereu? Sunt tare? Îți mai dau o dată la ceva? Ia uite-te la asta. Înapoi. Să-ți dau și pentru tine. Ce scrie aici? Deschiderea, sustragerea, destrugerea sau reținerea fără drept a unei corespondențe adresate altuia, precum și divulgarea fără drept a conținutului unei asemenea corespondențe, chiar dacă atunci acesta a fost trimisă deschisă, ori a fost trimisă deschisă, mă rog, nu știu de ce a fost scris aici, ori a fost deschisă din greșeală. Deci eu am deschis din greșeală și s-a văzut parola. Deci intră la asta. Se pedepsește cu închisoare la 3 la 1 an. Sau amendă. Depinde ce alege legea. Înțelegi? Deci nu contează. Tu dacă îți pierzi o cheie pe stradă și îți intră unul în apartament, e normal? Ce, frate, e vina mea că ți-ai pierdut tu cheia? Ha? Ia zi, cum vine? Sunt tare? Mi-a intrat pe mail. E violare de corespondență. Mail-ul e corespondență. Dacă nu știai, sunt tare. Mail-ul pe care el a intrat e corespondență. Ca să știi și tu, sunt tare. Mail-ul e ceva corespondent, adică poate să-ți trimită și date și ăștia de la abonamentele de telefon îți trimite date pe mail. Ăsta e contul lui A. Cristi și mulțumesc foarte mult că mi-a dat contul lui de Steam până când voi recupera eu totul. El doar nu se joacă. Nu aveam al doilea autentificator, dar nu contează asta. N-are treabă că eu nu mi-am făcut ăla, cum îi spune, nu mi-am făcut securitățile. Nu e tot la fel. Nu contează. El nu trebuia să intre. Și acum am totul, numai. Acum poate să știe orice. Degeaba că totul vine la mine pe telefon. Dar eu spun că n-are ce să... Vina ta aici, boss, caută pe net. Ok, ok, sunt tare. Bravo, e vina mea. O să vedem care e vina mea, că o să fac publică chestia asta, pentru că vreau să se învețe toată lumea minte, să nu mai spargă nimica. Deci o să fac publică chestia asta, exact atunci când o să scot mâine, când o să-mi vină de la ăștia aia, cum îi spune, plângerea, că mâine mi-ajunge, o să o fac publică și o să vadă mai bine că și atunci o să fiu cu legea în mână, adică în sensul că n-ai ce să mai zici, că bă, e vina ta, că nu știu, odată ce scrie negru pe alb cu ștampilă de la poliție și toate cele. Odată ce eu am fost la lege și am făcut plângere și mi s-a dat pe drept. Să-l bată, frate, ce e vina mea că el fură? Nu mă interesează ce se întâmplă cu el. Cum nici pe el nu l-a interesat ce se întâmplă cu mine dacă mi-a Steam-ul și mail-ul. Bine, mail-ul a fost prost, că nu mi-a schimbat parola, nu mi-a schimbat nimica. Mi-a lăsat e-mail-ul intact. Că așa am avut eu acces la toate datele lui. Prin mail-ul ăla pe care el mi l-a lăsat. El acolo a greșit. Dacă îmi schimba mail-ul, eu nu mai puteam da de el. Înțelegeți? De el mi-a lăsat mail-ul intact.
Mi-a luat decât stimul, atât. Decât stimul mi l-a luat. Acolo a greșit el. A vrut să facă o prostie și n-a făcut-o până la capăt. Mersi mult, Dănuțule. Pa, pa. Nu că am Steam deja, Răzvane. Mersi mult. Am Steam-ul lui Cristi. El mi l-a dat. Ăsta este Steam-ul lui Cristi. Na, crede-mă. Au intrat ăștia care să zică că lasă, fraților, știu eu mai bine ce am făcut și ce am deschis prin ăla. Știu eu mai bine. Și când o să arăt acolo, așa o să zic că nu o să mai ziceți că ăla a folosit VPN, că ăla a folosit nu știu ce, că ăla nu știu, odată ce el recunoscu aici și zice, păi da, am net de la aia pentru că merge mai bine decât de la RDS în zona în care sunt eu. Înțelegi? Înțelegi tu, Iachi? Nu mai încercați voi că... Că știu că voi, tu și cu Crochet, sunteți contra mea, a zis lui Găbulea că mi-am schimbat eu Discord-ul, că am ieșit eu de la el de acolo, că nu știu ce, că mi-am făcut eu singur, când eu n-aveam nicio treabă, ăștia îmi furase mie Steam-ul și nu știu ce, și iar controlat de Discord de mult. Dar am auzit eu multe prostii și nu vreau să mai comentez. Le las eu așa. Răutate e ușor să faceți, dar bine e greu să faceți. Așa că când o să se termine cazul, o să vă arăt. Nu, dar odată ce umpli cu unul care face asta zilnic, înțelegi? Și știi că când te duci la furat și ești cu ăla lângă el, pici tu, chiar dacă tu n-ai furat. Așa e și asta. Înțelegi? Așa că dacă umbli cu un hoț, ești hoț și tu. Chiar dacă nu faci, ești considerat că umbli cu el. De exemplu, dacă îl vezi pe unul că sparge nu știu ce și e depravat și se droghează și nu știu ce și te vede lumea că umbli cu el, ești băgat în aceeași oală, ca să știi asta. Mersi mult, Head. E așa că l-am văzut pe ăla. Da, dar nu te-a pus să vorbești în necunoștință de cauză. Eu când nu știu ceva, nu vorbesc. Zic, nu știu, bă.
după că și pe mine nu știu ce. Probabil, așa se zice. Nu-ți dai tu cu părerea. Nu bagi omul în pușcărie nevinovat. Aștepți, vezi? Atât timp când IP-urile se pupă unul cu altul și clasa și tot. Când e să folosești un VPN, se schimbă marea majoritate și nu e greu să nimerești în aceea zonă. Nimerești, pui de exemplu pe un oraș din România, dar nu te dă în aceea zonă, crede-mă. Și marea majoritate care fac cu VPN-ul nu pun țara din care e. Pun altă țară. Eu, de exemplu, dacă aș face rău, eu nu m-aș gândi să pun din România. Eu aș pune din afară un IP. Nu din România. Așa că sunt multe psihologice reguli sau gândiri prin chestia asta. Le-am luat, dacă tot n-am ce să iau. Când o să am ce să iau, o să arunc din gloanțe 762. N-am avut gloanțe de 5 să iau ca să zici că, na. Cum intră oamenii ăștia care vor să facă rău după aceea. Prietenilor, vai ce să vă potoliți, bă, cu răutatea, bă. Fiți, bă, mai bun, bă, că vi se întoarce odată și odată roata. Treaba voastră. Aș vrea să încetați și Geo și Yaki și tot. Că din clipa asta voi dă timeout-uri spre banuri. Dacă nu încetați, vă rog frumos. Nu mă interesează pe mine de comentariile voastre din afara live-ului meu din momentul de față. Vă rog frumos. A, aveam și o cască de trei. Dar eu o schimb, că șmicher. A, picioarele. Salo mentale. Atâta vreau să mă... 5166 cu Diez. Clau, cum am și pe YouTube, 5166. Dar nu-mi dai tu mie link-uri sau alte prostii, poze sau nu știu ce. Scris. Cum scrii în chat-ul ăsta, așa scris și pe ăla. Scris vreau, nu altceva. Mamă, cât am până pe cadă înapoi și de acolo am plecat, ești nebun la cap. Da, pentru că nu stăteam la joc, Răzvan, scuze. Hai să iau mașina aia, că am văzut o mașină acolo în garaj. Și o iau până pe aici. Dați-i time-ul lui Bogdan.
Două secunde după meci. Două secunde după meci îți citești ce ai scris. Bă, uite să n-avea roată, bă, și tu merge, ești nebun la cap. Eu acum văd că n-are o roată. Și asta merge mai bine fără o roată, ești nebun. Nu știam asta. Unde e? Mamă, iar trebuie să mă întorc. Dau eu pe aia cu roată. Sau nu, tot pe asta o iau. Pentru că nu vreau uranium în game. Imediat îți citești ție donația, două secunde, n-am fost atent, scuze. Că eram cu ăsta, mă băteam aici. Unde ești? Aha. Mai sus. Unde era și mă? Unde era ea, mă, că nu te mai văd? A, fugi. Pe asta o să fac și eu boros. Trebuie să-mi iau compensatorul pe armă, că l-am văzut că trăgeai tu după mine și n-am mai apucat să-l iau. Gata. Trebuie să ajung tot cu minte colo în spate la pecadă. Am departe, trebuie să iau mașina aia, dar nu mă lăsa nimeni să iau mașina aia. Spune-o că dacă erau alții îl și înjurau. I-au făcut chestia asta. Ceea ce eu n-am făcut nici în momentul de față când îl văd că îmi scrie în chat. Așa că... I-am văzut, prostule. Trage sau de la piatră sau după dâmbul ăla? Aha.
Mai sunt 3 playeri. Uite ce am sub mine, e mina de aur. Ăla acolo e player? Bă, credem că e player, cască de 2 gen. Aha, uite, am văzut player. Am unul aici în casă, că știu că l-am auzit de când a tras după ăla de la momor când era aici pe burtă. Și de unul nu știu, cred că e în benzinărie. Am unul în casă aici, trebuie să-l aștept pe ăsta să iasă. Primul, ultimul, când iasă el? Aștept eu. Ah, dar eu intru în zona pe aici. Am înțeles. Așa, ăla-i unul și încă unul? Aha, l-am văzut și pe ăla. A, păi trebuie să iasă de acolo. A, nu se mai strânge zona acolo. Așa să strângă zona. Îl ia pe el primul. El trebuie să iasă de acolo primul. Și îl țin așa pe auto. Tu trebuie să ieși primul de acolo, mânca mei.
Da, două secunde, opresc un pic. Păi și ce intra, mă, să-mi zici că nu-mi dai? Ce... ce-i costă? Ia, bă, da, faci. E fix treaba ta. Da, și m-am uitat. Bravo, lui, că nu vrea. Ce să-i zic? Altceva. Salut, Robert Emanuel. Am ajuns solo în moment de aia, Robert. Mâine, de exemplu, plănuiesc să jucăm cu toții așa. O să văd să intru la mine acolo pe Discord, o să vă dau Discord-ul. Și... jucăm împreună. Nu vreau cu aia, cu implorări cu alea. Bărbați, tată. Dai contul, băi. Pup și la revedere. Pași și pusi, știi ce zic? Mie nu-mi place să umilesc oamenii. Cu toate că merită, da? Nu. Dacă e om, face om. Dacă nu, treaba lui, face ce vrea. Să se spele pe cap cu acel stimp. Înțelegeți? Cu toate că îmi pare rău, dar ce să fac mai mult? E împotriva voinței mele. Dacă atâta poate el... Ai... Eu mă țin oricum de cuvânt, mă. Niciodată n-am dat înapoi. Și mai ales că el râde de mine și face tot felul de bajocării, îmi cere bani. Se ceară treaba lui. Nu-i treaba mea, e treaba lui. Nu mă interesează pe mine ce are omul la descriere, descrierea lui.
spune ce vrea, e contul lui, spune ce vrea la descriere. Am văzut, mi-a schimbat mie descrierea pe acolo. Dar ce n-a făcut omul? Mi-a șters prietenii de aveam acolo, să nu cumva să cine știe. Păi oricum se află contul ăla, deoarece l-am în descrierea la YouTube și oricum afla lumea, se ducea din link în link și se afla contul ăla, nu putea să-l facă nevăzut. Ăla nu poate rămâne, nu e un... poate să pună privat, să nu mai vezi iteme, să nu mai vezi nimic, ceea ce cred că a făcut deja, nu știu, nu m-am uitat la chestiile astea, dar... Na. Lasă, Jezereu, nu mai... Nu-mi răspuns pe Discord. La ce să-ți răspund? Că nu-mi zici că nu-ți dau ăla. Nu, frate. Tu scrii acolo în intimitatea ta. Eu îți răspund verbal. Eu nu-ți scriu ție. Aud că scrii. Dar momentan iasă. Că pe ăsta să nu se vadă pe live. Ce scriu acum? Ia. Scrie ce-i descris acolo. Mă rog, eu mă pun înapoi să mă joc. Și să acum. Dar n-am zis că ai 12 ani. Eu n-am niciodată. Am zis că nu mă interesează vârsta ta. Am și zis-o, nu? Și ia dă-i tu live-ul înapoi să vezi că nici nu mă interesează vârsta ta. Am și zis. Că nu mă interesează vârsta ta. Eu nu te-am înjurat, nu ți-am făcut nimica. Înțelegi? Pur și simplu ți-am zis doar așa. Ca o chestie. Îmi dai contul de Steam? Bine. Nu mi-l tăi? Mă duc unde trebuie ca să-mi fac dreptate. Ce vrei acum? Să stau cu Steam-ul furat și toate prostiile furate, șterse și alte prostii. De ce să suporte o chestie asta? Doar că ai văzut o parolă pe ăla? Da, bun, e greșeala mea, dar nu poți profita de așa ceva. Și asta nu o zic eu. Am citit mai devreme chestia. Că dacă o lua ca pe o greșeala mea, stai liniștit că nu deschideam eu subiectele astea să fac eu ceva ce nu se poate. Dar eu înainte să deschid subiectul acesta de falsă, eu m-am interesat. Nu stau să vorbesc, nu sunt genul să vorbesc lucruri ce nu există. Înțelegi? Eu nu stau să fac prostii dintre astea. Dacă vrei să-mi dai stimul, te bine. Dacă nu, iar la fel. Nu-i treaba mea. Bă, dacă voi mă iubiți pe mine, într-un sens de asta că poate o să zică lumea că ce bă să crede ăsta iubit sau mai știu eu ce. Bă, nu știu, așa să zic. Și voi îl criticați pe el, eu zic că merită criticat. Sau ăsta. Dar eu nu o să-l critic pe el. Eu n-am... Uite, ăstea cutiile astea nu erau aici în mijlocul înainte. Au pus aici, așa, să ai cover. Eu nu o să-l jignesc pe el, o secundă nu o să-l jignesc.
să-i arăt că sunt mai domn ca el. Să-l fi prins el pe unul ca găbulea. Mamă, ce era la gura lui, ce-n frigiderul lui, lui ăsta care a spart. Mamă. Imediat mă uit dacă ai mai scris. Sunt în zonă? Nu sunt în zonă. Îl pun pe autoran în... pe zonă. Păi nu bagi chat-ul în seamă, băiatule. Dar știi că meriți. Și ai meritat și din partea mea. Înțelegi? Ai meritat și din partea mea. Dar nu-s genul. Eu-s genul de față în față. Cum le-am zis la mulți. E față în față, șmecher, nu... Chiar dacă ți-o iei. Deci pe bune, eu am învățat-o pe asta. Bă, chiar dacă ți-o iei de la 1, poate... Ai și tu ocazie să dai. Înțelegi? Poate să fii tu mai avariat ca ăla. Dar dă-i și tu. Salut, Vlade. Înțelegi? Eu așa merg pe premiza asta. Parcă am auzit unul pe aici? Sau mi s-a părut? Doar mi s-a părut. Da, da. Și că e bine să eviți unele chestii. Dacă unul e prost, nu trebuie să fii și tu. Dacă unul te înjură, nu trebuie să înjuri și tu. Să știi și tu că indiferența doare enorm. Enorm doare indiferența. N-am eu treabă. Eu zic să-i ție. Dacă vrei să dai contul, ștergi mail-ul de pe cont, ștergi numărul de telefon de pe cont, ștergi tot ce e al tău. Schimb parola, când îmi dai parola, nu-mi dai parola pe care ai pus-o, că poate ai pus o parolă pe care tu o folosești și nu vreau să o știu. Cum i-am zis și lui Cristi, care mi-a dat contul acum, frate, nu-mi da contul tău. Zic, nu-mi da parola ta, schimbă-ți-o, pune o parolă pe care o vrei tu. Și dă-mi pe aia, nu-mi da parola ta proprie, că poate tu o folosești și la alte prostii. Trebuie să-mi o dai tu mie. Chiar dacă eu nu fac prostii din ăștia, nu da așa ceva la nimeni. Parola ta, dacă îi dai la cineva.
schimb parola. Cum e pe, pe asta, cum se pe guess code. Înțelegeți? Guess password. Dar e o parolă care nu e seamănă cu aceeași parolă. Dacă tu te-ai crezut deștept că eu am făcut o greșeală și am scăpat parola pe live. Și după aceea totul vii și te dai mai muțoi, eu ce să fac? Să stau să mă las călcat în picioare dacă pot să te atac? Nu cred că se poate face asta. Nu cred că ai face tu în locul meu asta, să-i zici lui unul că da mă, dar lasă, păstrează, tu fii tu fericit. Și să ai date despre el. Eu nu cred că ai iertat în locul meu. E cât dacă, cum se iau acum. Dar da tot ce ți aparține înapoi, cu toate că mail-urile pe care tu mi le-ai șters, eu nu le mai pot recupera ever. Dar, să zicem, că mă lipsesc de ele. Eu nu sunt genul care să fac rău cuiva. Dar dacă mi se face rău, de ce să nu? Toate că nu se face așa, dar nu e genul. Nu e genul. E singura posibilitate în care eu să-mi recuperez totul legal. Fără amenințări, fără prostii de genul. Plus de asta că dacă e să meargă totul până la capăt, ești un caz în care ai mai speriat lumea asta care fură. Treaba cu 12 ani, n-am zis eu că ai avea 12 ani. Când a zis cineva din cea că ești un copil de 12 ani, eu am zis, frate, nu mă interesează vârsta lui. Poate să aibă 12, poate să aibă 24, poate să aibă 30, nu mă interesează. Eu vreau să-mi recuperez bunul, ce mi aparține. Și nu mi se pare normal ca să mi se ceară bani să-mi reiau proprietatea mea. Da, bravo. Trăiască tigaia. Dar Clau, cu ce ți-a greșit? Mi-a furat Steam-ul și mi-a intrat pe mail. Că mi-a furat Steam-ul nu e o fraudă. Pentru poliție sau mă știu eu ce. Dar pe mail-ul ăla. Aia e violare de corespondență. Și cum zic ăștia, da, a folosit prezervativul să mă ia la mișto și nu știu ce. Ăsta e termenul, ce vrei? Cum zici la poliție organ? Așa e și termenul ăla de violare. Ăla trage ca un disperat cu aia. Nu te știu la ce distanță trage în mine. Omul nu se satură, mă. Nu-l mai satură Dumnezeu. Și l-ai recuperat? Nu l-am recuperat. Oricum poți să recuperezi de la Steam, v-am zis, el nu mi-a schimbat parola de la mail. Că a știut, că n-a știut, că și-a dat seama, că nu și-a dat seama, a făcut o prostie. În sensul ăsta. Pentru că el și-a divulgat propria lui identitate. Nu cea personală, gen că-l cheamă Gheorghe Gheorghiu, ci zona de unde a folosit chestia. Înțelegeți? Prima oară mi s-a părut, na, nu știu. Am zis, mă, pula mea, nu știu, de la
Tocmai de acolo, cine să fie, cine nu știu ce, nu prea am acolo dușmani în Iași, adică nu prea cunosc persoane care să-mi facă hate din Iași. Înțelegeți? Prima oară la astea mă gândesc, mă, cine să fie, cine să, pe cine să dau vina într-un fel. Când colo... Na. Oricum e problema lui ce faci. Na, nu pot eu să comand pe deciziile lui. Dacă vrea îmi dă contul, dacă nu, la fel. Decizia lui. Eu îmi fac dreptatea mea, el își face dreptatea lui. Pentru că o să aibă și el ocazia de a se apăra. Oricine se poate apăra. Nu e vorba că e foame mare și nu știu, n-am eu treabă că ei sunt sărați sau că nu sunt sau că sunt bogați. Fiecare om își are statutul lui. Ce, în Muntenia, Oltenia, ăstea mai de jos de sud, nu sunt oameni săraci? Sunt și aici sărați, stai tu liniștit. Sunt și aici oameni săraci, sărmani. Nu se oprește și ăsta un pic să-i dau carcasa jos. Dau joacă cu Pepsi. Bă, o să joc, dacă îl găsesc, o să joc, dar după meciul ăsta o să-l caut. O să joc cu el. Da, s-o să-i, să le dai. Da, și o să joc la event, s-o să-i, dar ce să mă joc eu singur la event? Așa, dacă am cu ei oportunitatea să mă joc la event, mă joc. Mamă, ce i-am ratat capul, dacă nu mai am mobilitatea aia să trag. Mă bate ăsta din spate, bă, coaie. Uu, cade ăsta. Am, da, susui, da, 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 știu acum. Am înțeles. El joacă la PUBG România, care e cu echipa meci, am înțeles, da, da. Da, 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 Vlad, nu știam. Nu știam la ce event, că și asta tot event se numește și de-aia n-am știut. Nu e nimic, am să rămâne aici și mă joc până se termină toate alea, că atunci o să vină toți băieții. Asta să mai citești ce a mai scris băiatul. Nu, dar prin ceea ce tu ai făcut, am zis că nu mi-ai făcut cu hack sau ceva. Înțelegi? Oricum știam că nu mi-ai făcut cu keylogger, mi-ai făcut cu parola, pentru că keylogger-ul dacă era, îmi oprea și Yahoo, îmi oprea și mail-ul de pe ăsta, de pe, cum se numește, de pe YouTube, îmi oprea și celălalt Steam intact, exact atunci când, cum îi spune, când, cum se numește, mă? Mă rog, nu știu cum se numește chestia asta, dar erau multe chestii în care se puteau întâmpla multe, dacă era vorba de un keylogger, dar a fost vorba de o prostie a mea, de care eu recunosc că a fost o prostie de-a mea, dar după cum scrie la lege, nu se, cum îi spunem, nu se iartă.
Și greșeala se plătește. Chiar dacă omul a greșit, tu nu trebuie să... Exact ca și lucrul ăla când... Când tu pierzi o cheie de la apartament și știi ăla de lângă tine că... Spun sigur că ăla care îți fură cheia sau o ia după ce e ăla, e un cunoscut de-al tău, n-are cum. N-are cum să-ți intre în casă cu cheia aia un alt străin. Pentru că nu știe de unde e cheia aia. Tu poți să găsești orice cheie pe stradă. Dar acea cheie nu te duce direct la casa, apartamentul celui care a pierdut cheia. Dacă nu ești tu vreun cunoscut de-al celui care a pierdut cheia. Așa și cu astea. Și nu înseamnă că ești protejat de lege. Că ce domne, e vina mea că și-a pierdut el cheia. El a pierdut cheia, eu am intrat în casă. Data viitoare să nu mai pierdă cheia. Nu e așa. Că dacă s-ar merge pe așa ceva, îți dai seama unde s-ar ajunge? În alte lumi. Dar noi suntem cea mai jegoasă nație de oameni. Noi nu o să furăm. Că și când ne ducem în afară, în Anglia, în Spania, noi, noi nu furăm englezul, spaniolul. Sau ce nații de oameni mai sunt pe acolo. Noi furăm tot pe al nostru. Ăștia suntem noi, proști. Asta e nația. Și să știți și voi că România nu e mizerabilă ca țară. România e mizerabilă ca populație. N-are nicio treabă țara românească cu cine locuiește în ea. E nicio treabă n-are. Deci asta e părerea mea. Că noi o facem să fie cea mai mizerabilă țară. E na. Cam atâta eu. Dacă eventual îi răspund lui. Eu îi răspund verbal, nu îi răspund în scris. Nu vreau să am tangențe cu... el înscris. Am avut destul rău o săptămână întreagă în care n-am avut internet, n-am avut nimic, că eu mi le-am încheiat, să zic așa. Eu mi-am închis totul. N-am răspuns la niciun mesaj pe Steam, pe Discord, pe... Cum aveam Steam-ul celălalt. Pe... Alte astea de socializare. Pe Facebook și ce mai am eu. N-am răspuns că nu aveam în chef de nimica. Ce să-i răspund la un om, că omul poate vrea și să afle ceva, că ce s-a întâmplat cu mine, nu știu ce, și eu... Cum să-i răspund în sictir? Nu mergea. Cum a fost această vacanță? Bă, sincer, am procedat bine, că dacă continuam să fac YouTube, nu știu cum reacționam dacă venea vreo cineva cu hate. Nu știu cum reacționam, sincer. Chiar nu știu cum reacționam. Știi cum e, când ai probleme acasă te duci în alt loc și vorbești altuia frustrat, e vorba aia cu ține problemele de acasă, sunt probleme de acasă, când vii aici, ești aici. De aceea e greu să faci chestia asta. Garantez, mă duc și în gatcă. Pentru că pe mine oricum nu mă putea, obstrucționa să nu mai mă joc.
Faza e că omul ușor ușor cu Steam-ul ăla, că în ultimul timp Steam-ul ăla face multe probleme. Adică cum e OP skins-ul, intri mai multe site-uri, mai multe astea. Omul chiar intră la os greu. Că dacă îmi rămânea decât pe Steam, eu Steam-ul pot să recuperez, deoarece mi-a lăsat mail-ul și mail-ul acela am facturi, am tot ce trebuie. Sau și dacă nu lăsa mail-ul, am PayPal-ul care... am observat că mi-a intrat și pe mail-ul ăla. Omul a intrat adânc, mă, adânc. Când a intrat pe OP skin, s-a uitat pe acolo la mail-uri, la toate prostiile. Că el asta a vrut să facă rău până la cap. Păi fol, frate, dacă am văzut că intra iurea, cum să nu mă duc la poliție? Ești nebun la cap. Omul intră în bani, în alte belele. Și e treaba lui. Eu mi-am făcut print la tot ce aveam eu în momentul de față și acum am printurile și o să le păstrez. Cum mi se schimbă ceva într-un cont de ăsta, cum fac printuri și alea, să am totul la zi. Facturi. De asta e bine să vă păstrați facturile și toate prostiile. Și cont și CDK-uri, să nu le aruncați, că te vă ajută. Acum nu pot să fiu misogin să zic că nu l-am înjurat niciodată. Că sunt sigur că era și invers dacă îi se întâmpla lui. Dar nu o să fac niciodată înjurăturile publice. Adică să le iau să-l înjur. Public fac, dacă face unul stream, snipe sau mai știu eu ce face el. Alea da, alea le fac publice la orice oră. Alea sunt boala mea. Dar... stau să-mi jur pe unul, pe chestia asta, nu. Nu-mi stă în caracter. Salut, Lighton. Nu, frate, nu-ți la niciun... hai că... dai mail-ul meu, mă. N-ai intrat pe el. Ai mail-ul meu. Pune-l pe mail-ul ăla, că ăla nu mai ai acces la el. Pune pe mail-ul ăla pe care îl știi. Pe care ai făcut tichetul la Steam. Pe ăla pune. Că-l știi. Lasă-mă. Să aibă. O să-i. Dacă ești băiat deștept. 7 ani făcea anul ăsta. Dar nu mai știu. 7-8 ani. 6 îi aveam 100%. Nu știu dacă l-aveam și pe al șaptelea. Dar șase i-am 100%. Hai să vocesc. Bă, ăla de mi l-ai luat tu, ăla cu... Andrei Clau 07 arondiahu.ro. Ăla pune-l. Acum te faci că nu știi mail-ul. Pune pe mail-ul ăla. Unde e mai motorul ăla? L-am văzut acolo sus. Sosoi, să faci rău e ușor, spun eu. E ușor să-i faci unui om rău. Dacă omul e înțelegător și îmi dă stimul, uraș la gală. La gară. Gală. Au la mine, uraș la gală.
Ăla e deja pe motor, coi. Ce faci, mă? Te uiți la motor? Ce faci? Umpli rezervorul? Te piși pe el? Ce dracu-i faci? Iată așa, să facem, înscrie omul aici. Ero, frate. Ero. Dați așa. Ți-l scriu un chat aici. Sau nu? Ba da, ți-l scriu un chat. Oricum n-are ce face lumea cu el. Uite-l aici în chat. Ți-am zis că nu-ți scriu nimic acolo. Mamă, ce asta am luat. Imediat după meciul ăsta verific. După meciul ăsta verific. Lasă-l așa, sosui, nu. Lasă-l în pace.
Eu am zis acolo, că vreau să-mi aflu și o pară de la un vechi mail. Vă să știi că am și un mail de ăsta. Nu, frate, că el n-a aflat parola de la un mail. El a... Cum zice, el n-a spart nicio parolă. El doar a văzut parola. Ceea ce puteai și tu și altul. De doar... Na, nu știu cum să zic. Nu pot să cataloghez un om care vrea să facă rău. Poți să-i faci rău cuiva atâta timp cât îți faci ție bine. Dar când ție nu-ți faci bine și lui îi faci doar rău, atunci nu e ok. Asta e chestia. Ah, deci ăsta e lutacul și închis, am înțeles. Păi știu că nu e frumos ce a făcut, dar... Poți să-i dai în cap să-l omori? Ia zi, poți să faci asta? Că nu poți să-i dai în cap să-l omori. Cam așa stă treaba asta. Nu poți să-i dai în cap la om să-l omori. Nu, că pot să fac și după ăsta, după meci. Dacă ești băiețaș până la cap, lași chestia aia. Sincer răspuns, sunt multe lucruri am văzut în România care dacă se întâmplau Rusia sau America... Era împușcat în cap, cum a fost aia de la Kaufland, nu a servit-o pe aia că vorbea românești. Eu te-l păstă cu ei. Am înțeles. Niciun l-am văzut bine, când ești atent la altceva. Stați așa să ies de pe contul ăsta, o să pun blurat totul. Așa. Să schimb contul. Stați două secunde. Am încercat și Fortnite și o să încep să joc, dar nu joc pe live-uri că o să se găsească și mamă, ești varză, mamă, ești nu știu cum, mamă, nu știu ce. Înțelegi? Și vreau să învăț eu jocul ăla mai bine și face o să... Așa am făcut și cu PUBG-ul. Imediat că mi se face un update și intru pe cont. Pe ce să joc Golane Rainbow Six Siege? Dacă era pe contul ăla furat. Ia zi tu. Ia zi tu. Pe ce să mai joc eu Rainbow Six? Am încercat să la calculator, nici nu-i dau. Am timp să-i dau altă dată. Lighton, crede-mă, nu... N-am stat să-mi bag capul cu asta. Dacă am știut că pot fi făcut... cum se zice, că pot să-mi fac dreptate pe altceva, n-am stat să-mi bag capul cu tichetul. Înțelegi? N-am stat să bag capul cu altceva.
Două secunde, că nu se mai termină update-ul ăsta. Am înțeles. Păi bă, omulețule. Omulețule, ai cumpărat GTA din banii mei? Stai tu liniștit așa. Nu e frumos. Zic eu că nu e frumos. Ce-ai făcut la chestia asta? Da, știu că pot să dau refund, da, imediat o. Las două secunde acum. Da, mă, dar e ok.
Stați un pic, că să face figuri. Așa, și acum să schimbăm ele. Faz 2 segundos. Ce? Da. Meu program. Cine e acolo? E acolo.
O pun. Mă șterg. La două secunde. Paste and intru aici, merge. Că n-aveam pot. Da. Așa, și acum să dau refund la GTA-ul ăla. Ok. Gata. Să văd dacă am setările aceleași setting. Hai că sunt aceleași. Restart. A, Cristi, vezi că pot să schimb parola acum. Pot să schimb parola acum la ăla să ții contul înapoi. Nu, mi-am schimbat poza la avatar. Postul Cristi. Mă, dar ce lag e pe serverul ăsta? E da, nu s-a schimbat încă poza, Adrian. Se schimbă mai greu poza și în joc. Cred că iau o mică, nu, iau o mică pauză, mă duc și eu mănânc, n-am mâncat, și după aceea revin cu live-ul și ne jucăm.
Da, și mai am și de editat la astea și văd eu ce fac. Ok, mersi mult fraților de vizionare și ne revedem un picuț mai târziu. Înțelegeți? Ok, mersi mult. Ciao, ciao.